Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Este incredibil, în spatele nostru o familie, o doamnă mai în vârstă, o doamnă mai tânără, ea merge la operație în București, că am aflat totul. Da. Și pe videoconferință, videoconvorbire cu familia de acasă și știm tot despre familie. Adică poți scrie biografia dacă te apuci. Dați-vă asta, înapoi cu 40 de ani, dar păstrându-vă vârsta de acum. Și gândiți-vă ce v-ar spune Nicolae Ceaușescu dacă v-ar auzi vorbind. L-am văzut prima dată pe Moris la Albertina, la Viena și a doua nu știu dacă la Paris sau la Roma. Da. A? Cum ar fi? Ar fi extraordinar. Lumea nu știe, cei mici nu știu. Așa cu cătușe. Așa ar fi trebuit să fie. Așa ar fi, știu. Da, ăla a fost un episod pe care l-am și uitat, adică, da. Și am avut niște profesori foarte mișto la drept. Andrian Năstase, Andrea Pontera, asistent, Rodica Stănoiu, care am aflat că a fost și colegă de facultate cu nașul meu și așa mai departe, da. Și atunci e un pic frustrant, știi, că nu mai poți să folosești niciun fel de cuvânt, adică orice ai spune, plouă. Da. Aha, ce vrei să spui? Deci plouă? Aha. În ce scop? În ce scop, bro? Exact, da. Eu sunt vesel când beau, dar uite, eu, de exemplu, nu beau vodcă. Ai vreo justificare? Da, eu am început cu vin. Eu doar că am încheiat pe vodcă și deja era un semn... Vezi, eu acum sunt la vin. Eu am considerat că după anii de facultate s-a băut toată vodka. M-am regăsit acolo. Eu am trecut pe la psiholog. Da. Și am tratat persiflant povestea cu psihologul. Am spus, nu o să mă facă bine. Da, m-a făcut. A făcut. Da, m-a făcut. De avion? Da, legat de avion. Eu nu mă urcam. Și eram convins că ăla în care pun eu piciorul, ăla pică. Și toate zboară mai departe, ăla în care mă sui, eu pică. Și psihologul mi-a pus o primă întrebare inteligentă. Mi-a spus, de câte ori ai căzut până acum cu avion? Și am fost observat de cineva care m-a raportat lui Mircea Badea. Care seara la emisiune... Așa, nu știu, asta n-ai povestit. Da, n-am povestit-o. Da? Seara la emisiune m-a raportat... Întregii țări că eram atât de beat că n-am mai nimerit avionul și l-am pierdut. Eu n-am voie să beau, ok, asta e altă parte. De la o zi la alta ești din ce în ce mai slab, cu totul surprinzător, pare că te... I peter out, așa se zice. Peter out, în engleză. Cochetez cu dispariția. Da. Da, m-am mai subțiat un pic. Am și tricou negru. Da. Dar cântarul spune că tot frumos. Da. Acum, idealul rubensian de frumusețe este ca persoana să fie grasă. Eu, cazul meu. Dacă te recunoști. Nu, eu îmi continui semiregimul, că nu e un regim propriu zis, îmi continui cu mințenia, înțelepciunea venită prea târziu, dar nu tardiv. Târziu, relativ târziu. Și văd de ce spun medicii. Asta te-a împiedicat să mănânci o... Era aici o prăjiturică la intrare. Ne-au așteptat ca la nuntă, știi? Cu prăjiturică la intrare. Da? Șampanie n-a fost. Nici n-ai văzut, nu? Nu, n-am văzut. Nici n-ai simțit, nu? N-am simțit. De cum am pus piciorul înăuntru, am văzut ceva surprinzător aici. Am zis... Nu, dar aia ce ai mâncat tu era prăjiturică? Ce e? Da, e o prăjiturică, da. A, nu știu. Ce e aia? Cum se cheamă? Pateuț cu făietaș de casă. De căsuță. Și fructe și de pădure. Fructicele de pădurițe. Și fructicele, da. Cred, nu. Da. Mi-am obținut aprobarea medicului să mă desplătesc o dată la câteva săptămâni, pentru că eram la Brașov acum aproape două săptămâni și nu mai puteam. Muream după ceva dulce. Am dat telefon și am cerut sprijin. Da? Așa. Și mi s-a spus decât să nebunești, deci mănâncă ceva dulce. Dar mănâncă dimineața și după și aia ce mișcă-te. Dulce? Să-ți spun? Da. Am căutat în Piața Sfatului, m-am uitat la poze să văd care arată mai ispititor și mai periculos în același timp. Ce, patiserii sau cofetărie sau ce? Cofetărie, da. Așa. Și am găsit un loc unde era afișat o porție somptuoasă de clătite cu Nutella și banane. Bravo. Și aia am făcut. A venit chelnerul care mă știa, că mai discutaserăm cu alte ocazii, pe
teme sportive și mi-a zis să știți că sunt două, zic, cu atât mai bine. Două clătite. Două clătite, da. Aici și pot să zic și eu, exact ca la finalul episodului trecut, să-ți fie rușine. Știi că eu clătite nu pot să mănânc sau le evit. Măi, nici eu nu pot să mănânc multe din ce, nu, din ce mănânci tu. Și... Da? Castraveți, pâine. Ei, nu, pâine, apropo. Pâine, da. Pâine. Am uitat cum arată pâinea. Nu mai știu. Da. Dacă mi-o arăți acum, nu știu dacă o identific. Că nu mai mănânc de aproape 3 luni, 2 luni jumate, 3. Da. Să vedem, da. Da, bine, dar n-am, nu sunt în criză, stai puțin. Da, sunt, da, am înțeles. Sunt în regulă. Meci, așa, da, e, da, e un meci care a început greu, da? După vorba clișeului, clasica perioadă de tatonare. Da? Odată încheiată perioada asta, mi-am intrat într-un fel de ritm al vieții fără excese. Și deocamdată singurele mele excese, hai ca să pozez în persoană prețioasă, sunt scrisul și cititul. Că le fac de unde mi-am spus că îmi simplific agenda, m-am trezit cu ea și mai aglomerată și așa se face că aseară am terminat de scris o conferință pe care o țin săptămâna viitoare, urmează alta pe care o țin peste două săptămâni. Foarte și bine. Tot așa, da. Urmează să mai lansăm... Să lansezi niște cărți, da, vin și eu aproape. Vii și tu, în orice caz, vii la mea, bănuiesc. Da. Da. Și deja mi s-a configurat un calendar al Gaudeamusului, deși mai e până la Gaudeamus, dar am deja 5 la care sunt arvunit. Nu, eu sunt cărți. Mai liniștit. Vin la tine și în aceeași după amiază plec undeva în Oltenia, o să-ți povestesc. Okay. De unde am la radio niște transmisiuni. Sunt foarte liniștit. O să mă duc să văd niște vii, cel puțin așa ne-am propus. Da, vezi că e și Cupa Mondială. Niște vițe de vii. Eu ar trebui să vorbim astăzi... Prins postul public. O să vorbim astăzi despre Cupa Mondială, nu-mi stârnește un atât de mare interes. O să vorbim cam astăzi... Nimănui. Cam nimănui. O să vorbim astăzi și despre clătite, că tot ai deschis vorba, există tot felul de clătite. Eu am clătita arhetipală, dar am în plăcerea descrierii pentru când o fi să fie. Da. Și tot astăzi o să avem și invitați, vă spunem un pic mai târziu, dar bănuiesc că majoritatea dintre voi știu cine este invitat. Putem deduce că e vorba de Moris Munteanu. Moris Munteanu, cu el o să vorbim astăzi, stați pe aproape că avem multe să ne împărtășim. De la modă ca artă până la întâmplări ale vieții și ale anilor 90 și ale anilor prezenți, dar evident vorbim și despre cea mai cunoscută emisiune de televiziune preferată a lui Radu. Preferata mea, tu ții minte că tu nu te uitai și eu tot povesteam, acum o să pot să confirm de față cu Moris că eu am devenit cu 2-3 ani în urmă un privitor asidu. Dar și eu tot nu, adică știu fragmente în casă, pentru că surprind acest lucru și între și la nevastă mea și la Alina și la prietenele lor și la persoanele care le cunosc, deci brusc când apare emisiunea începe ceva și Alina zice, lasă aici că trebuie să vedem. Și eu zic, nu pot să mă pui să mă uit la haine, eu, tu știi ce relație am eu cu hainele. Nu e vorba de haine. Știu că e mult mai mult decât haine. E un show cu tot ce înseamnă un show, dar până la urmă, e clar, Alina se uită pentru creațiile vestimentare, pentru ce fac domnișoarele acolo. Și pentru ce din punctul meu de vedere, ar putea să vină și într-o pânză de sac sau într-o pungă de nylon. Deci nu mă interesează. Nu, n-ai văzut și nu o să vezi. Da. Bine, nu știu dacă o să Nu, n-am văzut la Alina așa ceva. Ea se uită clar pentru haine, pentru vestimentație. Pentru vestimentație, să vadă ce pot să imagineze niște oameni din probele alea. Eu din rațiuni filologice pe de-o parte învăț cuvinte și expresii noi și le învăț și de la jurați, unde sunt scornite cu bună știință și unele sunt cuvinte care au făcut epocă și o să vorbim poate cu Moris despre ele, dar sunt și scorneli din ceea ce se cheamă geniu fertil și inconștient al locutorului și țin minte că una dintre concurentele ultimului sezon care a abandonat la un moment dat a enunțat expresia la un moment dat i-a sărit macaroana. Mi s-a părut ceva somptuos. Da, era o combinație între muștarul, a tăia macaroana și a sări muștarul. Da? Și la un moment dat i-a sări macaroana și chiar încercam să vizualizez și îmi dădea ceva hollywoodian. Dacă e fiartă, nu mergem. Nu. Hai să începem acest podcast. Cred că e momentul, da?
Bine ați revenit la Vorbitorinci. Salutare, Radu Paraschivescu. Te salut, Cătălin Striblea. În curând, Moris Munteanu aici alături de noi, dar până atunci avem mai multe anunțuri de făcut. În primul rând că o să vină târgul de carte Gaudeamus. Radu are carte nouă, se va lansa acolo pe data de 10 decembrie la ora 13 și 30 de minute. În prezența domnului Cătălin Striblea. Așa. Și Lidiei Bodea, da? Ei vor vorbi. Bun, la episodul următor sper să aduc cartea, pentru că săptămâna viitoare va ieși din tipar. Astăzi mai avem de prezentat multe cărți, o să vorbim despre fotbal, sperăm noi să ajungem acolo, vedem că durează discuția cu invitatul, despre clătite, am niște neașteptări realmente superbe, o să-ți placă serios. Iar eu am o recoltă de cărți, am văzut, poate cea mai frumoasă din anul ăsta. Sunt trei cărți, între care aproape că nu mă pot decide, nu pot să dau un premiu de frumusețe. Bun, e și idiot să faci clasamente în permanență. Bine că ai tu trei cărți, că eu l-am uitat pe Eșcol Nevo acasă. Noi. Dar o să spun, e o carte cu o copertă verde. L-am adus data trecută. Așa. Da. Deci Eșcol Nevo e o carte cu o copertă Ultimul interviu. Okay. Bun. Până atunci o să facem și niște îngrijorări sănătoase astăzi, că avem niște lucruri de spus, dar vreau să spun că am mers cu trenul. Mulțumesc la fel. După ceva vreme. Da. Scump, că mi-am luat bilet la clasa 1-a. Și eu mi-am luat bilet dus la clasa 1-a. La întoarcere mi s-a spus că nu există clasa 1-a la trenul ăla. Dar ba da, da? Ba da. Mi-au dus întors. Da. Foarte scump, până la Iași și înapoi, trei persoane cu reducerea lui Vladimir a fost așa? 700 de lei. Uleu. Dacă nu era cu reducerea lui Vladimir, era 1000 de lei. Bun. Și vă mai și schimbă locomotiva pe undeva pe la Mărășești și ai impresia că mergi înapoi. Mergi înapoi, da. Păi am făcut și eu drumul ăsta cu trenul de câteva ori. Bun, ok. Când am plecat, ok, am înțeles. Vagonul cu măsuțe, cu curent electric, cu rețel, aș zice. Clasa 1. Să știi că și la a doua arăta bine. Okay. La întoarcere a fost o chestie complicat. Iar aceeași veche poveste românească, băi nene, când vine vorba de toaletele noastre folosite în comun, deci este realmente o aventură. Da. Realmente o aventură să-ți petrești timpul acolo și ca bărbat, dar aminte, ca femeie, mă înțelegeți. Este știu. Ceva îngrozitor. Da. Și fără bec, deci pe un semi-întuneric din ăsta și o chestie de genul ăsta, este foarte greu complicat. Și seara. Da, de asta am și mers cu trenul, pentru că, mă rog, trebuia să ajungem în Botoșani, a murit bunica mea. Dumnezeu să ajute. Da, săraca de ea s-a chinuit, avea aproape 100 de ani în ultimii ani și chiar mă bucur că am apucat acum în septembrie, când am fost la Iași, să ne revedem. O să zic, știi că bunica mea zice, fac o paranteză aici, dar merită celebrat asta, că pun să nu uit. Bunica mea zice că anii aceștia pe care îi trăim noi sunt cei mai buni din istoria noastră. Azi de la un om care a văzut un secol. Da. Poți să-l crezi. Și a zis, zicea, maică, acum e cel mai bine de trăit. Să nu te miri dacă o avea dreptate. Da, bun, nu cu toate, urgiile și ororile care se întâmplă și care se vor întâmpla mereu pe planetă, dar pentru noi s-ar putea să fie o evaluare bună. Pentru cineva care a trecut un război și o foamete și comunismul și doar o colectivizare. Un război, poate amândouă. Nu, 1921 a prins al doilea război mondial, okay. Foametea din 47, comunismul. A mai fost un așa până 53, mi se pare, așa un pui de foamete. Da. Și toate ororile de atunci... A zis, astăzi e bine, deci cred că e într-o evaluare corectă. Și am fost, de asta am mers mult până în Botoșani, altfel nu m-am încumetat să merg cu mașina, pentru că România e o țară mică, 10 ore aș fi făcut până acolo, conduse, la cum am putut merge, numai noaptea, știi? Mm-hmm. Da. Și nu am vrut să mergem 10 ore noaptea, am pus în tren. Ok. Și am avut această experiență care a fost plăcută, e foarte util și te înțeleg. Pentru că am putut lucra, am putut citi, am făcut Eu sunt sălbatic în tren, deci nu mă scoți din carte. Dacă încearcă cineva să angajeze conversații cu mine, își asumă un risc. Cred că multă lume și-ar dori, data trecută când am fost tot la Brașov cu trenul în mai, când am avut lansarea cărții precedente, am stat lângă Bebe Mihăiescu, după cum am postat amândoi. Și ne-am salutat și atât.
În rest, el a fost cu ale lui, eu cu ale mele și n-am conversat până la Brașov. Acum nu știu dacă o fi fost cineva amator. În orice caz, eu profit de transportul sub toate formele lui ca să citești. Nu mă pun în fason, dar chiar îmi place să o fac. E de citit. Și m-am dus bine până la Brașov. M-am dus cu clasa întâi și am avut un tren, cred că era trenul care merge la Viena, și n-a oprit decât în Ploiești-Sinaia Predeal, până la Brașov. M-am întors cu ceva care deja avea alt regim și care cum vedea un canton, cum oprea. Deci am oprit la toate. Și la Poiana Țapului, și la Azuga, și la Câmpina, și la Florești. Regio, la toate. Am venit cu un regio care cred că a avut Timișul de sus. Da. Cred că a făcut, sigur a făcut peste 10 opriri. Bun. Mm-hmm. Și durata a fost ceva mai mare. Clasa a doua, pentru că nu exista clasa a întâi, diferențe de confort minimale. Da, am văzut că sunt minimale, deci chiar nu merită. Poate lucru. Pentru măsuța aia de la clasa întâi, că eu mi-am folosit laptopul, nu știu dacă la clasa a doua au priză pentru... Mi se pare că da, nu sunt sigur. Nu sunt sigur că eu n-am avut nevoie. Da. Ce nu-mi place la vagoanele astea deschise este că e o loterie față de, privind felul în care stai, cu fața sau cu spatele. Da, am poți să nimerești și cu spatele. Și mie nu-mi place lucrul ăsta deloc. Nu-mi place să stau cu spatele. De ce? Nu știu, nu-mi place. Îmi place să văd din față. Și, fața, da, și eu am mers când am încotro. Da. Asta e, dar altfel când pot să-mi schimb locul, știi, o fac. Știi ce mai e nu neplăcut? Dar s-a schimbat. Nu mai sunt conversațiile din tren. Ei, nu. Sunt? Care sunt. Merg așa? Noi nu... A, nu, sunt la telefon, la mobil. Asta am și văzut. Sunt la două de sus. Am văzut, da, o familie în spatele nostru, a scris Alina... Stai să-l opresc un pic. A scris Alina o postare minunată la un moment dat și a zis, băi, este incredibil, în spatele nostru, o familie, o doamnă mai în vârstă, o doamnă mai tânără, ea merge la operație în București, că am aflat totul. Da. Așa. Și pe videoconferință, videoconvorbire cu familia de acasă și știm tot despre familie. Adică poți scrie biografia dacă te apuci. Cum te duci, de ce faci, copilul, cum s-a întâmplat, ce ai dat de mâncare, care așa. Și Alina zice, domnule, citeam în cărți și mi se pare ireal, este 2022, o familie stă de vorbă pe videotelefon, iar acest tren este de 38 de minute în gara la Mărășești, așteptând un tren întârziat de la Suceava, urmând să aibă o întârziere de o oră și ceva până spre casă. Astea sunt României. Da, sunt mai multe. Fabulos. Credem noi că e una, dar nu, sunt multe. Fabulos. Mm-hmm. Da, s-a părut se încalecă planurile, sigur. Vezi niște lumi care pot deveni conflictuale, la un moment dat, în aceeași țară, în același spațiu. Și, evident, cineva trecând cu o pungă, există un bar, restaurant, așa, ambulant. La unele. Da, la unele. Nu la toate, da. Care poți să-i chipsuri, bake rolls și alte prostii de genul ăsta. Da. Vagonul, restaurant, a dispărut în mare măsură. Poate nu la toate trenurile, dar la multe dintre ele. E criză de personal, e și criză de călători. Bun, ăsta fiind București-Brașov, era populat, iar replica lui cu care m-am întors era nu chiar aglomerat, dar cu lume destul de multă. Dar sunt alte trenuri prin care bate vântul. Știu, dar e o sursă, până la urmă, e o sursă de povești. Ai făcut exercițiul ăsta la un moment dat să-ți imaginezi unde se duce, că în tren primești diverse indicii, ca la pază. Da. Unde se duce cu tare, ce face cu tare, ce gândește. No. E un exercițiu interesant să te gândești. Doamna ce? Doamnele ce fac? Unde merg ele? Nu mi-a dat în cap niciodată. Nu mi-a dat în cap. Nu, foarte interesant să citești povestea oamenilor. Da, da. Bine. Citesc de altceva, nu povestea oamenilor. Nu, pur și simplu, nu am gândit. Încerc în continuare să pătrund misterul Intercity-ului, cred, București-Timișoara, care are 3 vagoane, 1, 2 și 4. Nu înțeleg. De ce 1, 2 și 4? De ce nu 8? 43 și 59. Cred că se mai adaugă ceva pe parcurs. Nu se adaugă nimic, că n-are unde. Singurul nod e la Caransebeș, unde nu se adaugă. Te duci cu 3 vagoane la Timișoara, așa? Da. Oamenii preferă... Da. Dar de ce 1, 2 și 4? Da. Asta e... Aici e nedumerirea mea. Stai să văd dacă n-a venit invitatul. E, dacă a venit... A venit invitatul. A venit invitatul. Păi ce să facem? Serial. Cred că e momentul să... Să-l așteptăm. Da, păi zic să ne oprim aici și dacă tot revenim a venit... Revenim imediat, da, cu Moris Munteanu. Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.
Bine ați revenit la Vorbitorinci. V-am promis invitat într-o ediție de gală. Maurice Munteanu, salutare. Salutare, e o ediție de gală. Salut. Da. Nu ți-am spus ca să nu te emoționezi. Da. Gala Fashion. Fashion Week. Da. Eu trebuie să recunosc că sunt stresat. Văd că el a abordat o modalitate mult mai simplă. Și am zis, mamă, cu ce mă îmbrac? Ah, nu, deci nu. Toată lumea face asta, să știi. Da. Da. Exact. Na, încă n-am scăpat de... Na. Ești dirigintele vestimentar. Dirigintele rochițelor. 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 Nu sună bine? Ba da. Dirigintele rochițelor. Bun. Da, e aproape reflex, nu? Pentru că îți spun eu cum să... Și eu când mă uit la televizor sau când mă uit la radio, așa, am reflex profesional, adică îmi dau seama deodată ce e bine, ce e rău. Evaluezi, ce să... da? Fără să vreau, aproape fără să vreau. E greu să mă destind în fața unui jurnal de știri sau unui jurnal de radio. Nu mai zic. Deci la radio le văd, știi cum? Da. Îmi sar în urechi imediat. Și bănuiesc că și tu când te uiți pe un text. Da. Așa? Și de asta îl bănuiesc pe Maurice că în momentul în care s-a uitat la noi și a zis bună ziua. Adică tu zici că stai occupational hazard, cum se zice, nu? Da. Nu știu. Nu? Nu-mi dau seama. Da, bon, există bănuiala asta. Da. Că dacă îți vine un invitat care se ocupă și de modă printre altele, tu trebuie să arăți că a scos din cutie. Ceea ce greu. Știi, la mine e imposibil. Ai pus foarte bine problema, pentru că tot timpul m-a scos chestia asta cu arăta că a scos din cutie. Când primeam, de exemplu, aveam o mătușă în Germania care fugise prin... în Suedia, pardon, care fugise prin 70 și nu știu cât și îmi trimitea Adidas. Pe vremea comunismului, albi, Adidas, clasici, Stan Smith. Trei și primul lucru pe care îl făceam era să-i calc în picioare și să-i târnăsesc un pic prin noroi, ca să nu fie albi, să nu fie, să n-aibă albul ăla optic care mă scotea din minți. Cam așa e și cu hainele și în ceea ce mă privește, moda e mai mult o chestie personală, a început de la obsesie pentru filmele lui Hitchcock când eram foarte, foarte mic. Și pentru munca lui Edith Head, care a făcut o chestie superbă acolo, a impus o formă de estetică fantastică. După aia l-am descoperit pe Anthony Powell, care a făcut foarte mult teatru și toate ecranizările după Agatha Christie, alea cu Peter Ustinov, făcute în 70-80. Și cam așa a început... N-am știu că vorbești despre asta. Da, cam așa a început pasiunea mea pentru modă. Și adică nu are legătură punctual cu un trend, oricum mă scot din minți trendurile. De multe ori lumea asta nu înțelege și te întâlnești cu cineva și spune sau te întreabă, sunt bine îmbrăcat, prost îmbrăcat, chiar nu mă interesează, adică nu. Și nu așa, nu la asta mă uit când întâlnesc un om prima oară, mă uit la ochi, la zâmbet, la cu totul alte lucruri, adică nu la ce poartă. Da. Mi-a dat ce bucurie că a vorbit despre ecranizările după Agatha Christie cu Ustinov, pentru că eu sunt, eu cred, am văzut de 50 de ori pe fiecare. Adică asta, Moarte pe Nil, cred că pot să joc pe roluri. Și nu numai, rău sub soare. Bine, acum, dacă vrei să fiu rău, nici n-aveai alte opțiuni pe vremea ta. Nu, adică... eu vorbesc de ultimii ani, stai un pic. Adică le-am văzut acum? Anul trecut. Constant. Anul trecut le-am văzut, da. Nu mai am, adică de puține ori mai am răbdare când i-arăt lui Fimiu câte un film cult. Uite, fii atent, ce chestie. Am vrut să-i, l-am chemat într-o seară și am zis Vanilla Sky. Și am zis, n-o să vezi că este fain. Nu a vrut cu noi. Așa. S-a uitat singur. Mi-a spus că a văzut cu prietenii, știi? Da. Și am văzut Vanilla Sky. Da, Vanilla Skype, ai văzut? Vanilla Skype? Nici nu știi că există. Nu știu că există. Ce Vanilla Skype? E o piesă, nici nu cred că se mai joacă acum. Da? E o piesă scrisă de Cătălin Ștefănescu și care s-a jucat la Teatru Act. Cătălin Ștefănescu. Da. Da. Și care s-a... Cătălin Ștefănescu chema și pe ziaristul de la Evenimentul care a dat știrea cu găina care a născut pui vii. Tot e coincidență de nume. E o piesă pe care Cătălin a scris-o acum câțiva ani, în care a montat câteva capcane pentru criticii de teatru să vadă dacă ei își dau seama că există niște inserturi din alte piese, ce mai mulți nu și-au dat. Și o piesă în care jucau Vlad Zanfirescu, Marius Manole, Andy Vasluianu, Medea Marinescu, Iureș și cred că uit pe cineva. Dar s-a jucat doar de 3-4 ori. Eu am prins o vizionare pour les amis, ca să zicem așa. După care, din motive de agende imposibil de armonizat, piesa nu s-a mai jucat ani de zile și nu știu dacă se mai joacă acum. Dar țin minte episodul lui Marius Manole, care citește scrisoare către tata, care nu e al lui Cătălin Ștefănescu, da? Și în care sala, alea 100 de locuri cât erau, sala și-a suspendat respirația. Deci oamenii
au dat impresia că nu mai respiră. Deci vocea a avut asemenea percuție încât toată lumea a stat și la sfârșit, când el a terminat textul, s-a auzit un colectiv. Și ceva ce eu n-am mai trăit până atunci. Vanilla Skype. Poate o să se mai joace. Da. Pe Manole oricum puteți să-l vedeți oricând. Mm-hmm. El mai face lucruri din astea destul de des. Da. E cel mai în vogă la noi. Invitatul nostru merită și prezentare, așa, da. Nu? Că noi vorbim. Nu știu dacă merită, pentru că este... Și ajunge Sieș ca opera de artă, adică... Chiar tot... așa. Ba da, cam toată lumea îl știe pe Maurice. Hai să facem așa, pe scurt, pe sigur că știe toată lumea, pentru că are o emisiune de super audiență, e jurat într-o emisiune de super audiență, emisiunea preferată a lui Radu Paraschivescu la televizor. Dar nu știu dacă mai e. O să fie. O să fie. O să fie. E pe sezoane, urmează acum. Da, abia aștept. Da? Da. Și, ce să mai spunem? Fashion editor, așa se cheamă la publicația El România. Eu știu că ține și curând. Deja 19 ani, când mă gândesc, mi se face rău. Atât am eu la Humanita, să fac 20 în februarie. Editorialist în dilema. Da, și, la un moment dat, da. Și ții și cursuri, nu? Au apărut și cursurile, da. Okay. De vreo 4 ani. Deci, om de media și televiziune și ce mă leagă pe mine de el, el nu știe chestiunea asta, dar asta e foarte spune-i. Interesant. Da, dar eu am mai povestit aici, știi că zic de fiecare dată. Deci, de două ori am dat nas în nas cu Maurice Munteanu în muzee de artă. Da, mi-ai zis. Da, ți-am povestit chestia asta. La Viena odată. Odată la Viena, al doilea oraș, nu mai țin, dar în altă parte. Da, la Albertina la era. La Paris, probabil. La Paris. Sau la cred. Roma. Da, la Roma, cred. La Roma. E posibil să fost la Roma și... Mie îmi plac foarte mult orașele mari. Da, exact lucrul ăsta. Nu împărc destinațiile de vacanță alea clasice, tipice. Și în momentul în care vezi un om de televiziune într-un muzeu de artă și artă mai complicată uneori, cel puțin la Albertina erau și câteva expoziții mai complicate, zici, bă, dar stai puțin că e foarte mișto. Să vezi treaba dați-vă asta înapoi cu 40 de ani, dar păstrându-vă vârsta de acum și gândiți-vă ce v-ar spune Nicolae Ceaușescu dacă v-ar auzi vorbind. L-am văzut prima dată pe Maurice la Albertina, la Viena și a doua oară, nu știu dacă la Paris sau la Roma. Da. Cum ar fi? Ar fi extraordinar. Lumea nu știe, asta ar fi trebuit să fie. Ar fi cu cătușe. Așa ar fi trebuit să fie. Așa ar fi, știu. Da. Și... Spune. De aici, și-a mai pus duminică, a pus o fotografie duminică, săptămâna trecută, nu știu, a pus o fotografie pe Facebook cu un scaun gol, cred că de la tine de acasă era, nu? Da. În care se vedea barul, știi? Da. Și erau foarte bine așezate sticlele, exact cum sunt așezate și la mine, știi? Și am zis, omul ăsta știe ce... În loc ce... de room with a view, a view with the room. Da. De aici pornim. De aici pornim și de la întâlnirea mea cu Maurice, care a fost firește la Bravo Estil. Cum au pățit și alții care ori nu știau de emisiunea asta, ori încă nu-i captase. Eu am trecut, că ai mai auzit relatarea asta, treceam prin dreptul televizorului. Și am auzit un cuvânt. Poate mi-l explici. Un cuvânt care m-a marcat. Da. Cuvântul glăjbeală. Glăjbeală, da. Așa. Și am zis, stai că aici e ceva interesant. Și m-am oprit și după aia n-am mai plecat. Eu, neuitându-mă pentru toalete, cu atât mai puțin pentru toaletele doamnelor, că nu mă preocupă, uitându-mă la emisiunea asta, așa, nesmintit, fără excepție, din interese filologice. Pentru că auzeam expresii, auzeam cuvinte scornite dintr-o formă de istețime, de la Maurice, cred că și de la Raluca. Are și ea. Și auzeam... Cum am zis, scorneli involuntare de tipul ia sări macaroana și tot felul de alte... Găvâzdeală era și ăsta, da, interesanțenie, deci, plus acele cuvinte de tipul nereușițică. Interesanțenie, nereușițică. Da. Și am zis, aici e mult de săpat și e mult de aflat și de atunci eu m-am uitat și îmi dă o veste foarte bună că, cronofagă într-un fel, dar bună, că se reia Bravo Estil, pentru că intrase într-un fel de vrie, adică rămân fără una dintre emisiunile preferate. Mie îmi place, eu fac asta din copilărie, să știi, adică tot timpul schimbam, ori schimbam sensul cuvintelor, ori adăugam, scoteam, mă rog, făceam diverse chestiuni. M-a amuzat tot timpul, deci nu are legătură doar cu Bravo, adică oamenii care mă știu că făceam asta și am făcut asta și fac asta de o viață. Da.
mi se pare amuzant. Și glăjbeala ce e de fapt? Glăjbeala, asta mai e o chestie, asta e o chestie că îmi plac cuvintele astea care de fapt poate să însemne orice. Le poți folosi în orice context. Mm-hmm. Glăjbeala poate să fie și un ceva pozitiv, poate să fie și un ceva negativ. Glăjbeala poate să fie și mișto, poate să fie și nasol, adică depinde de tine cum o plasezi în context. Da, da. Și asta mi se pare cumva seducător, că printr-un cuvânt poți să acoperi... Da. Da. Și mai e ceva. Emisiunea asta te ajută, printre altele, să-ți mai dizolvi din prejudecăți. Pentru că eu recunosc că mă uitam așa, mă uitam cu mare interes la ce făcea Moriș, la ce face, și mă uitam cu un interes ceva mai scăzut la Raluca. Dar nu știu de ce, nu-mi dau seama, habar n-am. Până când am auzit-o vorbind și pe ea. Și am zis, stai mă, stai că e bine aici. Ne? Pentru că, într-adevăr, e glăjbeală. Lumea pune accentul, lumea care se uită, publicul se captiv, uită multă lume. Pune accentul pe ținute. Pune accentul pe discuțiile din emisiune despre care o să te întreb acum, au o doză de contrafacere sau sunt spontane? Nu. Se ceartă de adevărat. Nu ești una persoană care mă întreabă și e foarte bine că mă întreb chestia asta. Tot ce vezi acolo e for real. Adică toate discuțiile alea stupide care sau se creează în fiecare sezon în jurul câștigătoare și nu știu ce, sunt complet... nu. Nu. Tot ce vezi acolo e for real. Bun. Sigur că există o echipă de producție și există niște fete foarte mișto și asta m-a și atras la acest proiect din prima echipa, care stau cu ele și au grijă de ele și le pun întrebări și așa mai departe, dar asta e tot ce fac, adică nimeni nu stârnește nimic. Da. Totul e autentic, adică fetele, cetățenele, concurentele se... Da. Sunt ele însă. Se joacă pe ele, da. Ok. Și a existat o reacție ostilă a vreunia dintre jurați față de vreunia dintre concurente? Adică nu îl suport sau nu o suport pe X, pe Y? Dacă am aflat de ceva fățiș așa sau care, nu știu, memorabil... toți cred că am avut de-a lungul timpului mici evenimente și Cătălin Botezatu și mie mi s-a întâmplat cu Andreea Tonciu, au fost așa câteva momente la ea voiam să ajung. Da, au fost câteva momente, dar le-am și uitat, adică cred că sunt inerente, nu știu. Ok, te-am văzut la podcast și la cum îi zice, doamne, Alexandra Ungureanu. Am și cântat și... acolo. Ai cântat, da, am văzut. Te mai uitai la text așa, în telefon? Și unde te-am văzut? La Oana Radu. Da. Și am zis, zic, uite, juratul cum vine la cei pe care, cele pe care le-a jurizat. Dar părea și cred că părea juratul pentru că cu era... juratele, da, sau un juratul cu... Așa. Da. Dar era un aer foarte bun acolo, atmosfera de totală relaxare. Eu am păstrat și sunt în relație ok cu absolut toată lumea, indiferent de cine a câștigat, cine a câștigat. Dar oamenii care intră acolo, bun, cu excepția voastră a juraților, care aveți o meserie acolo, realizează în mintea lor că această emisiune prima dată este de fapt un show de televiziune? Nu cred. Nu? Nu cred. Am încercat să vorbesc inclusiv cu oameni din industrie treaba asta. Am încercat să vorbesc pentru că, mă rog, n-am deschis eu și nu deschid eu niciodată subiectul, pentru că eram întrebat. Ce nu înțelege lumea e o chestie foarte simplă. Tu poți fi un profesionist desăvârșit, tu poți fi un medic foarte bun, tu poți fi un bucătar foarte bun, tu poți fi un, habar n-am, orice, dar asta nu înseamnă că poți să faci și televiziune. Sunt două chestiuni complet diferite. Și făceam proba asta în momentul în care, nu știu, filmam diverse chestiuni pentru revistă sau aiurea, ce știu eu, și apărea o cameră și le spuneam, uite, acum ai posibilitatea de a demonstra. E roșu, e on, hai, fă show, 4 ore, într-una, țin o țară în fața TV-ului. Acum, fără scenariu. Te rog, ai microfonul în față. Și se blocau, se opreau și constatau că n-au ce să spună. O rochie frumoasă, îți vine bine. Da. N-ajunge. Na. Tu mai ții minte când ai apărut prima dată la TV? Prima oară am apărut la radio. Ok. Da, eram mic și am prezentat o emisiune de descoperiri științifice. Nu mă pune să-ți spun ce, cum, cu cine, că nu mai țin. Cred că aveam 7 ani sau ceva de genul ăsta. A fost o chestie care mi-a plăcut la nebunie. Au fost primii bani câștigați de mine cu care mi-am cumpărat o pereche pantofi de lac.
Bun. Negri, da, nu mă întreba de ce corp nu aveam să-i port. Nu știu ce a fost în capul meu. Când am apărut prima oară la Bravo sau înainte? Nu, înainte, la TV, prima ta apariție. Au mai fost apariții, dar cred că acum 15 ani, ceva de genul ăsta. Cam atunci să fi fost debutul. Parcă inițial eu n-am vrut să accept proiectul pentru că mi-era foarte frică de televiziune. Proiectul acela de atunci? Proiectul Bravo. Ah, Bravo. Aveam și anxietate, tulburare de panică, de fapt generalizată, nu eram neapărat foarte confortabil, eu nu mai consumam televiziune, nu deschisem televizorul, cred că de 15 ani și am zis, e un pic ridicol, adică e paradoxal, eu nu mă uit la televizor, dar mă duc să fac... Și am avut prima întâlnire, am cunoscut echipa, sunt niște oameni foarte ok, niște oameni foarte transparenți și foarte serioși, ori pe mine cu chestia asta mă cucerești. Mi s-a părut ok, am văzut că de fapt și-au propus și altceva în afară de două rochițe cu două bluzițe cu două fustițe și am zis ok, I mean. Și uite că au trecut deja 6 ani sau cât. Da, da, da. Da. Și știi deja cine o să fie în sezonul următor? Nu, care nu, sunt? Sunt toți celebrities? Sau... Nu, nu sunt celebrities. Din câte știu, au anunțat deja acum câteva zile castingul. Fete normale, ceea ce mi se pare, mă rog, o idee foarte bună, e mult mai ofertant. Da, da, da. Da, uite acum că ne ascultă lumea și cine s-au mai uitat. Poate nu, nu împărtășim același public, dar de fapt care sunt așteptările voastre de la doamnele, domnișoarele care urcă pe scenă acolo? Adică... Ce trebuie să facă ele? Sau pentru tine? Că nu să aibă stil, în primul, cred. Să fie niște personaje asumate care să... Știi, treaba asta e un pic... Dacă ai dat drumul pe podium unor fete, nu știu, să zicem că avem 20 de fete, da? Perfecte, superbe, frumoase, îmbrăcate impecabil. Da. Și? Nu s-ar mai uita nimeni. Așa. S-ar uita o zi, două, trei și după aia gata, pa. Să fie niște personaje de televiziune. E o formă de ipocrizie. Da. E ca stânga academică. E multă ipocrizie. E ca o recenzie la Triunghiul Tristeții. Fix asta e, știi? Adică niciodată nu facem ceea ce pretindem sau spunem că am face. Triunghiul Tristeții e un film. L-ai văzut? Da, bineînțeles. Da. N-ai apucat să-l vezi, nu? L-am văzut și eu. Știi că eu sunt origent la film. O să te iau la filmul ăsta. E un film care are o poveste foarte interesantă. Nu e cu sânge. Eu întreb ca în clasa întâi. Nu e cu sânge, dar e cu multă vomă, dacă îmi permiți. Da, da, da. Dar e bine făcut. Adică omul care a făcut filmul a avut o poveste extraordinară de spus și care se și termină admirabil. E un film pe care neapărat că pleacă de la... El pleacă așa ca un film de la industria modei, dar nu e. E o păcăleală. Ce face cetățeanul? Cum se transformă cetățeanul, indiferent de cine ar fi el, în momentul în care îi se dă putere? Ipocrizie, putere, natura umană. Putem bănui cum se transformă. Se transformă bine. Unii da, alții... Da, asta e veche, de la Lord Acton. Puterea corupe și puterea absolută corupe absolut. Asta e citatul lui de peste 100 de ani. Mă întorc la show, Morris. Deci trebuie să fie niște personaje, nu? Da, da, da. Și... Mai cu seama că e un show, așa cum spuneai, un show de televiziune. Și... Moda e un pretext. Așa. Sigur, e importantă și moda. Da. Evident că dacă ar veni, nu știu, o cetățeană care și-ar înoda la infinit două pungi de rafie în jurul capului, ar deveni plictisitor. Sigur că și moda este importantă, adică ele trebuie să aibă în mod cert niște noțiuni, măcar de bază, și această abilitate de a se costuma, de a se schimba, de a se... dar e mai mult de atât. Adică le trebuie și ceva materie primă pentru Așa. Da. Și creativitate bănuiesc. Bineînțeles. Asta se vede și din toalete. Plus că e un ritm destul de alert, e mult, se filmează foarte mult, e obositor, la un moment dat e o presiune, foarte multe nu-și dau seama, mai cu seama cele care nu sunt celebrities, pentru că nu-și dau seama și n-ai cum să preîntâmpini chestia asta. Sunt fete pe care nu le cunoaște aproape nimeni, sau mă rog, le cunosc, nu știu, prietenii, familia și așa mai departe, intră, cum se întâmpla în sezonul anterior, intră cu 500, 700, 1000 de urmăritori pe Instagram și brusc peste noapte se trezesc cu niște zeci de mii care evident că unii le înjură, alții le adoră, e un gen de presiune pe care nu oricine poate să o ducă. Dar li se spune la început, vedeți că e greu, bineînțeles, vedeți că vă băgați într-o moară. Una e să-ți spun și alta e să mă confrunt cu asta, adică adevărat. Până când nu începe și nu intră în pâine, n-au cum să-și dea seama. Au făcut față cu brio până acum, unele, altele mai puțin.
Mai vezi câte o crizuță de isterie? Ei, sunt, ceva? Cum să nu? Da. Sunt. Da? Da, cred că intră în logica previzibilului, adică totuși sunt oameni. Îți mai sar siguranțele, te mai enervezi, o dai pe plâns, adică nu am văzut că... Și au fost câteva momente memorabile. Chem poliția, se fură ca în Codru, furtul pălăriei, nu? Au fost niște episoade fantastice acolo, adică un potențial de dramă. Iar publicul, o parte din el, cel puțin o parte în care mă includ, se uită ca la meci. Am văzut că aveți favoriți. Și au favoriți, da. Eu am avut favorit în ultimele sezoane, de când am început și eu să mă uit. Am avut-o pe Alexandru Ungureanu favorit, cred ce am fost. Pentru că era, diferența mi s-a părut cosmică. Da, între cosmică. Ea și celălalt. Ceva. Erau lumi diferite acolo. Și în al doilea sezon, deci am avut o alegere... Știu omul pe sezoane, deci nu tot, nu, în ultimul sezon la care m-am uitat, am avut o alegere pe care trebuie să o întrerup la un moment dat, că a plecat concurenta. Cine? Dar am ținut în mod deșanțat cu Mădălina Panfile. Așa. Și pot să spun și de ce, pentru că a fost atât de mult etichetată drept aia lui Mazăre, încât am zis, mă, s-ar putea să conțină și altceva. Și conține? E ca la bancul cu bideu, aveți așa și așa. Mai conține, da, adică mă așteptam la mai puțin, ca să dau un răspuns. Deci o surpriză bună. E o surpriză bună. După care a trebuit să mă reorientez și m-am reorientat greșit, se vede treaba, că n-am câștigat ediția asta. Da, trebuie să câștigi. Și că Lazio nu câștigă niciodată. De ce trebuie să câștigi? Am câștigat în 2000 campionatul cu cea mai bună echipă din istoria clubului. Era 22 de ani. Am ținut cu Viviana Sposu, care era la rândul ei o rezervă, care venise și înlocuise pe cineva. Trebuia să ții cu Ruxi. N-am putut ține cu Ruxi. Ruxi e foarte deșteaptă. Eu am avut-o invitată și la emisiune. Da. Îi merge capul foarte bine. Îi merge splendid capul, dar mi s-a părut că avea niște pungi cu o travă în ea și avea un sarcasm care la un moment dat ieșea din calapod. Dar era, cred, mai inteligentă decât celălalt. Tu ai voie prin contract să zici ce zicem noi aici sau nu ai voie să te exprimi așa? Atâta vreme cât eu nu zic nimic, nu cred că e niciun fel de problemă. Adică faptul că se analizează cetățenia Ruxi, dar nu cred că e o... S-a văzut din capul locului că este isteață, că merge mintea, că e creativă, că face lucrurile așa cum trebuie făcute, ca dovadă că a și câștigat. Însă avea niște maliții care pe mine un pic m-au clătinat. Că ei au iubit chestiunea asta, nu-i așa? Pentru că asta vrei la televizor. Da. Vrei și un răutăcios. Da. Plus că în momentul în care intrăm în discuții despre modă, vezi că de asta evitam tot timpul să intrăm prea în profunzime, pentru că s-ar fi ajuns la un ceva penibil, adică la un chiritism din ăsta. Cetățenii sunt convinși că se pricep la modă, sunt ferm convinși. De fapt, la politică, fotbal, modă, film mai nou, ne pricepem cam toți și aproape nimeni, de fapt. Și atunci, sigur că trebuie să ții într-o zonă mai safe, să nu dai foarte multe detalii, să nu dai foarte multe referințe. Referințele oricum nu există, oricum nu le înțelege nimeni, oricum îți bas capul și gura de pomană, deși nu chiar tot timpul, pentru că uite că mai sunt cel puțin adolescenți care sunt interesați, caută, sunt chiar și cei care vin la curs, de exemplu, pe care realmente interesează moda ca fenomen social, ca un ceva care îmbracă foarte frumos ultimii 30-40 de ani de istorie estetică vizuală, pentru că România a fost, noi nu avem o istorie în sensul ăsta, ea s-a oprit grotesc în 45 și până în 89 ce aveam? Casa de modă Venus și trei ateliere de croitorie, adică nu putem vorbi despre o industrie și din punctul meu de vedere a reușit să recupereze într-un timp foarte scurt, dacă ne uităm la francezi, de exemplu, sau la italieni, într-un timp foarte scurt, acești ani care i-au fost furați. Și asta mi se pare, asta e un lucru pozitiv. Asta... Suntem în rând cu ei? Eu zic că da, adică au apărut la ora actuală, sunt designeri români, absolvenți, în principal de la Cluj, care lucrează la mari case internaționale. Ori asta e o chestie fantastică și nu numai la case de modă, în tot felul de segmente asociate cu ce înseamnă această industrie a modei. Și pe mine mă bucură treaba asta. Despre asta, despre, uite, estetica asta la români ar trebui să vorbim un pic despre ceea ce faci tu la cursul tău. Suntem o nație, poate să plecăm de aici, suntem o nație îmbrăcată cu grijă, ca să nu zic bine îmbrăcată, dar îmbrăcată cu grijă, așa nu, din... Nu, 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 n-aș spune.
Cel mai ușor remarci chestia asta la evenimente, atunci e foarte vizibil de fapt cam care e raportul nostru cu moda, evenimente, nunți, în general tot ce înseamnă puțin sclipici sau tot ce înseamnă sau ce ar trebui să însemne, nu știu, ideea de black tie sau covor roșu sau, da, acolo este cel mai ușor la iveală, adică toate sincopele astea. Ce nu e în regulă? În primul rând că oamenii în momentul în care se confruntă cu ideea de eveniment, așa zis important, sau dress code, și nu știu ce, au tendința de a fi overdressed, ori asta e o chestie foarte provincială. Mai nou nu mai pot să spui nici provincial, pentru că am folosit cuvântul provincial recent într-o postare și mi-a sărit jumătate de stângă în cap, care mi-a zis că am nu știu ce cu provincia, că bine că așa. E capitala șmecheră, adică devine cumva obositor să explici unor oameni, două dintre ele erau și cadre universitare, adică m-am mirat un pic, deși n-ar trebui să mă mire că una dintre ele avea la poza de profil o poză cu Stalin, deci știți despre ce vorbim. E un pic obositor să le explici că n-ai ceva cu provincia și că n-ai nimic cu oamenii care stau în Brașov, Căpâlna, București, Paris, New York. E obositor să explici că prin provincial înțelegi un ceva sufocant, da, nu da, foarte vizionar, meschin, înghesuit, deloc larg. Da. Și atunci e un pic frustrant, știi, că nu mai poți să folosești niciun fel de cuvânt, adică orice ai spune, plouă. Da. Aha, ce vrei să spui? Da, deci da, da. Plouă? Da. Aha. În ce scop? În ce scop, bro? Exact, da. Și da. E frustrant. N-aș spune că... Și dacă spui, dacă îl iei pe parochial din engleză și spui parochial, se va spune că ține de o parohie. Da. Și că ai ceva cu popa. Cu popa. Nu știu, suntem. Eu știi ce mă doare? Eu care n-am nicio treabă. Deci fiu-miu râde. Fiu-miu e un tip care e foarte atent la lucrurile care se îmbracă și probabil că generațiile mai noi așa sunt. Sunt, da. Adică nu o să-l vezi îmbrăcat aiurea. Când e skater, e skater. Are tot outfit-ul ăla pe el. Când se duce la școală, are alte valențe. Mai nou îl văd plecând mereu cu o cravată sau cu cravate care stau foarte bine și un tip care se îngrijește. Râde de mine tot timpul și zice, bă, tu ai văzut cum te îmbraci? Tu nu dai niciodată atenție? Eu, fiind omul care își pune o cămașă sau un tricou, la mine ziua se împarte simplu. Am apariție la radio în fiecare zi și atunci știu, e ori cămașă, ori tricou polo. E ca uniforma, ce să fie altceva și sacul din când în când. Și am un lucru care, și nu pot să comentez despre alți oameni, dar am un lucru care mă îngrijorează sau care mie îmi lasă un semn de întrebare. Nu știu dacă ați remarcat, la mall sau în alte părți ale spațiului public, nu știi cum e mall-ul, ți explic eu unde vin mulți oameni. Sunt foarte mulți oameni în training. Ai văzut chestia asta? Deci, mai foarte mult, zici că suntem cea mai sportivă nație. Da. Am văzut tot doar la noi, am văzut și în alte... Relaxarea asta e foarte românească, știi, ideea de confort sau așa zis confort care se obține prin vestimentație. Da. Pe mine mă deranjează, nu știu dacă e drept, poate și nu pe mine, cu foarte puține excepții. Uite, francezi o fac foarte bine, există un tip care mie îmi place foarte mult și îl urmăresc de ani de zile. Are una dintre cele mai bine cotate galerii de artă contemporană din Paris și nu numai. Yvon Lambert e editor, mă rog, e o persoană extrem de influentă și cam aici putem vedea ce înțelege românul prin bine prost îmbrăcat. Ăsta e un tip care poartă de ani de zile vara, de exemplu, papuci Birkenstock, un pic troscăiți, tricouri negre sau albe din bumbac, simple și jeansi. Și reușește să arate impecabil, pentru că îi se citește pe față, pe chip, se citește tot ce a trăit, tot ce poate, tot ce nu poate și așa mai departe. Ăla e pentru mine unul dintre cei mai bine îmbrăcați oameni din lume la ora actuală. Și poartă, repet, poartă jeans clasici sau, mă rog, pantaloni din catifera iată, un t-shirt și vara papuși Birkenstock. Și arată impecabil. Impecabil. La cursurile tale, bun, cursurile sunt de stilistică doar vestimentară sau mergi dincolo? Nu, încerc să mă duc și în alte zone, ne uităm la filme, le recomand filme, îi pun să citească, adică
plecăm de la personaje, de la culori, de la momente. Nu vreau să mă refer strict la ce înseamnă, nu știu, tendințe de sezon sau reguli din astea stupide în care oricum n-am crezut niciodată și auzi enormități și te uiți inclusiv la televizor. Am dat recent, nu știu, eram undeva într-un salon de frizerie și am auzit o chestie stupidă, era cineva pe un post care spunea că niciodată nu putem combina maro cu negru, nu știu, au fost tot felul de enormități, sau că bărbații nu pot purta sandale, tot felul de chestii astea care te lasă mut, știi, și oamenii cred, adică ascultă. Da. Dacă e la televizor. La televizor, păi de și pot purta să mă urmărești pe mine, că fiul meu știe sigur, deci și pot purta sandale. Bineînțeles că pot purta sandale, evident. Da. Evident. Și sau alte chestii stupide, ai sânii prea mari, nu poți purta dungi verticale sau orizontale, mă rog, tot felul de chestii cretine în care nu cred. Și nu-i duc acolo. Da. Adică încerc să-i scot din zona aia și să le deschid mintea, nu știu, către alte lucruri. Poate chiar către lucruri care m-au ajutat pe mine să înțeleg un fenomen așa cum este moda. Exista o editorialistă fantastică, din păcate nu prea mai scrie, Suzy Menkes, pe care o urmăream și o vânam la Paris de câte ori o prindeam. Femeia aia scria fabulos, deci e omul care mi-a deschis apetitul cumva pentru ce înseamnă cronică. Cronică de modă nu înseamnă că lumea nu înțelege chestia asta. Cronică de modă nu înseamnă că vine cineva care de o manieră grotescă se apucă să ne spună dacă X e bine sau e rău. Asta e o chestie, o tâmpenie oricum. Cu siguranță a avut o influență asupra mea, scria absolut superb, de-abia așteptam să apară, nu știu, un show sau de-abia așteptam să termine Paris Fashion Week ca să-i citesc cronicile. Da. Din păcate nu mai scrie atât de mult cum o făcea înainte, dar cred că de genul ăla de oameni ar fi nevoie și ar trebui să fie mai mulți pentru ca lumea să înțeleagă ce înseamnă de fapt un fashion editor. Că un fashion editor nu face chestia asta stupidă, te judecă pe tine că ai ales un tricou roșu și n-ai ales unul negru sau invers. Asta e o tâmpenie, asta e o chestie care ține de zona de cancan și oricum ipocrizia românească n-ar recunoaște niciodată că e dependent în exclusivitate de zona de cancan. Fiți ne place cancan, adică da. E o chestie și nu e nimic rău în asta, da. Dar n-ar recunoaște. Nimeni? Aproape nimeni. Aproape nimeni. Băi, dar n-am mai deschis o revistă de cancan, dar nu știu cum ele ajung la mine, mă caută ele. Așa. Aflu tot felul de lucruri. Ce ți-a venit? Nu, n-a venit nimic. Voiam să... Un editorial, dar eu de aici doar ca să dezvoltăm ideea, apropo de ce zice Moris, scris de tine, în dilemă. Păstrând proporțiile, cam același lucru s-a întâmplat cu Chanel. În momentul în care a părăsit granițele Franței, în momentul în care a sărit în brațele cunoscătoarelor din Rusia, Ucraina sau România, celebra geantă s-a urâțit. Explicația este foarte simplă, spune Moris. În vreme ce franțuzoicele lasă cu titlul de moștenire o geantă Chanel, considerând că e vulgar să-ți cumperi una nouă în fiecare lună, este europencele se îndoapă cu branduri. Da. Și... Eu am văzut acum un an sau doi coadă la Louis Vuitton. E în continuare. Pe coadă de aia. Da. Ca la, nu chiar ca la ulei pe vremea lui Ceaușescu, dar sunt 30-40 de persoane care stau la coadă să-și ia geantă. De ce? E întrebarea. Asiaticii o fac pentru că e chestia asta cu taxele și se întâmplă, mă rog, de multe ori să ajungă la... Și o fac pentru că... E și un pic de snobism, așa? Bineînțeles că e și snobism. În general sunt foarte mulți asiatici care fac pozile astea. Și mie mi s-a întâmplat la Viena, de exemplu, pe o vreme... Măi, nu, era acolo ceva, o câinească din asta, cu o ploaie, ceva, și o mor în fața la Chanel, eu nu știam ce se întâmplă, am văzut coada, zic, ce era cu ea? Era Chanel. Și stăteau zgribulite, înghesuite, cu 7 sub o umbrelă, ce faceți fetelor? Ce... Avem impresia că le dă gratis cineva ceva. Și sau... la Viena când e frică, e frică. Nu știu de ce se întâmplă asta. E amuzant. Uite, și chestia asta cu Hermesul, care o ipocrizie, propagă această ipocrizie sinistră, pentru că tu nu mai găsești acum genți Hermes în magazine. Dacă vrei să-ți cumperi o Birkin sau o Kelly sau așa, nu găsești în magazine. Trebuie să fii pe liste, trebuie să te bagi alții, ca la cluburile astea exclusiviste, ca la Annabelle în Londra. Pe bune, da. Și am vorbit la un moment dat, am avut ocazia să-l cunosc la Paris pe moștenitorul Imperiului Hermes, am făcut o cină privată la el acasă, eram cu Domnica, prietena mea și colega mea de la el, și el ne-a spus atunci la acea cină, un tip, mă rog, foarte modest, moștenitor de miliarde, merge cu metrou, nu are mașină, etc., adică deloc becaliană abordarea,
Și mi-a spus că pentru el clienta Hermes nu e clienta care cumpără gențile, e clienta care cumpără săpunurile, cizmele de călărie și prosoapele sau păturile de... A, frumos. Mie asta mi s-a părut, știu, o mică ipocrizie, da? La francezi poți să înțelegi de ce. Adică tu ai făcut averi din genți, dar clienta de fapt nu e cea care îți cumpără genții. Adică e un pic... Știi de ce a zis-o? A vrut să-ți transmită un mesaj, doamne, că cine e cu adevărat de calitate nu ne cumpără doar gențile. Sigur, evident. Știe că noi facem și un săpun și... Evident. Și o doamnă care are geantă Hermes și prinde bilet la concertul de anul nou la Viena. Asta femeie. Dar prins bilet la concert. Eu am încercat de trei ori și nu ai la loteria. Da, da. Cât știu că sunt niște prețuri nu mă interesează, adică nu am reușit să mă interesez, vreau, dar înțeleg că sunt foarte scumpe. Au crescut Birkin-ul clasic la Kiel fără nimic, pleacă de la 9000. Fără accesorii, cum s-ar zice. Asta la piele normală, nu intervenții, nu nimic, da. Merită? Era 6.000, acum a ajuns pe la 9.000. Merită, te întreb, ca statut social, ca investiție, ca orice lucru în viață, cum vezi? Adică... E foarte relativ, e o întrebare grea, depinde cine o poartă, depinde ce faci cu ea, depinde ce înseamnă geanta aia, depinde ce transmiți. Dacă ar purta-o, de exemplu, Christine Lagarde, da, merită. Și o și poartă, de altfel. Dacă o poartă... Dacă o văd, nu știu, atârnată de brațul unei dudui din showbiz-ul din România, nu îmi spune absolut nimic, ba din contră mi se pare chiar o chestie vulgară. Pe Christine Lagarde nu mi se pare vulgară. Adică e o chestiune care trebuie poate vulgariza, să... poate vulgariza. Pentru că știe toată lumea ce-i cu ea, sau mă rog, aproape toată lumea, pentru că se știe cât costă și atunci dacă lucrul tău este unul vulgar prin excelență, nu faci altceva decât să mai adaugi un, să mai bați un cui la stâlpul ăsta al vulgarității. Adică e foarte relativ. Da. Bine, Jane Birkin, de exemplu, a dat, m-a și amuzat, a dat câțiva ani de zile, acum câțiva ani de zile, o declarație, așa, prin care se dezicea de această geantă. Le-a trimis o scrisoare și i-a rugat pe cei de la Hermes să nu-i mai folosească numele asta, știa și ea că nu mai are cum, că e un contract acolo foarte solid. Dar, mă rog, a făcut această scrisoare publică prin care a spus că se dezice de această geantă pentru că ea nu se mai regăsește în cumpărătoarea acestei genți, că nu are nicio legătură cu femeile alea, etc., etc. Mi s-a părut așa, da, amuzant. Un joc de glezne. Un joc de glezne, da. Da, 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 da. Tu ai lucruri atât de scumpe? Adică ți-ai luat vreodată așa ceva? Nu știu ce. Bănuiesc că și în materie de bărbați găsești aceleași chestii. Îmi plac lucrurile scumpe, dar nu-mi place să se vadă că sunt scumpe. Adică prefer să nu știe nimeni ce-i cu ele, să nu scrie, să nu se vadă, să nu... Te-ai dat o definiție a luxului, care mi s-a părut că bate spre libertate, de fapt. Da. Și ai spus că luxul este starea aceea în care faci ce vrei, da, te duci unde vrei. Asta mi se pare fabulos. E o bună zonă de hașurare cu libertatea, se intersectează ele. Asta mi se pare fabulos. Să poți să faci ce vrei, când vrei, unde vrei, cu cine vrei. Da. E bună meseria asta. Meserie foarte bună, dar funcționa minunat. Da. Cred. L-aș întreba pe Maurice acum, schimbând un pic tonalitatea, dar nu devenim pământii. Nu, îl întreb ceva vesel înainte să-l întreb ceva mai trist. De unde plăcerea asta cabaretului? Tu ești un mare consumator de cabaret. De unde? Cabaret... Cabaret pur și simplu, nu doar metaforic. Uite, de exemplu, când eram mai mic, mă uitam fascinat la... Zuzu, care avusese așa niște proiecte din astea post-neo-cabaret, și au fost, mă rog, tot felul de momente, inclusiv cele trasate de Julie Andrews, nu știu, care mi-au plăcut foarte mult. Deși îmi place zona de cabaret, nu-mi place, culmea, deloc tot ce înseamnă musical. Adică e un mic paradox aici. Da, este. E un mic paradox, dar nu cred că mă pot explica altfel decât printr-o pasiune care la un moment dat îmbină în mod fericit, armonios, aș spune eu, grotescul cu socialul și cu un soi de depravare, dar inofensivă. Așa. Până la urmă, inofensivă, e într-o zonă gri toată situația, nu știu, Liza Minnelli sau Berlinul 20-30. La ea mă gândeam, la Liza Minnelli. Da. Mi se pare că ea și jucat în cabaret. Da, da. Cred că asta e cumva explicația pentru...
Că e un gen care în România nu știu dacă a prins neapărat. Nu prea. Deși are o formă de, cum spuneai și tu, frivolitate până la un punct. Mm-hmm. Până la punctul ăla dincolo de care devii ridicol sau scârbos. Da, și are o tristețe, are o melancolie. Noi probabil că suntem nepregătiți pentru ceva de genul noi ăsta. Noi avem o ruptură. De asta am avem trăit multe rupturi. Dacă noi am fi avut o societate normală și cabaretul care probabil exista în Bucureștiul interbelic și ar fi menținut viața atât cum trebuie într-o societate, probabil că am fi avut și asta și am fi gustat mai mult. Pentru uite, că puteai să duci la un spectacol. Spune Moris că la capitolul modă am fi recuperat, am fi acum în concert european. Aici? Eu cred că e foarte greu să reînvii asta aici, pentru că acum când vii pe teren gol, o să ai și puternice voci conservatoare care îți vor spune, păi ce faci, prieten? Da, și? Știi că într-un muzeu la Mogoșai au venit preoții locali și au luat tablourile de pe pereți. Da, recent chiar, mi-aduc aminte. Și muzeul Chiciului a fost călcat în picioare de aceeași modalitate. Da. Cred că e și cred că asta se învață. Da, cred că se învață să moștenesc. Mai avem timp, cred. Să mai așteptăm un pic. Să mai așteptăm un pic. Deși e cam tic-tac, tic-tac, așa. Ei, da. Nu, suntem bine, nu e niciun tic-tac, nu e nicio presiune, nu, este excelent. Dar spune-i și așa, și acum treci la întrebarea grea, că asta e veselă. Cum stai cu spaimele? Că am impresia că avem câteva spaime comune. Spaimele de ce natură? Fobiile. De natură aviatică. De natură aviatică. Uite, m-am regăsit acolo, eu am trecut pe la psiholog și am tratat persiflant povestea cu psihologul. Am spus, nu o să mă facă bine. Da, m-a făcut. Da, m-a legat făcut. De avion? Da, legat de avion. Eu nu mă urcam. Și eram convins că ăla în care pun eu piciorul, ăla pică. Mm-hmm. Și toate zboară mai departe, ăla în care mă sui eu pică. Și psihologul mi-a pus o primă întrebare inteligentă. Mi-a spus, de câte ori ai căzut până acum cu avionul? Bine, dacă mă iei așa, n-am căzut. Și am făcut toate copilăriile, inclusiv privit de decolări și aterizări de la aeroport, inclusiv jucat cu un avion de jucărie prin casă, inclusiv făcut planuri de acțiune în calitate de comandant al navei într-o situație ostilă. Și n-am crezut săptămâni la rând că o să mă ajute și m-a ajutat. Amândoi sunteți bucureșteni, nu? Da, el e născut aici, eu sunt născut aici. Înțeleg că noi în Moldova tratăm situațiile astea cu băutură, să știi, adică nu știu dacă... Stai puțin, că nici Moris n-a băut numai lapte. E downer, alcoolul e downer și te aruncă în alte... Bine zis, n-am băut numai lapte, ba din contră. Totuși. Da, nu știu, uite, vezi, e un pic ciudat pentru că, mă rog, tata... Eu am fost înconjurat de avioane, a condus aeroportul, vama, ani de zile, adică am crescut printre avioane, zbor de mic, nu aveam nici pe dracu și după un accident de mașină extrem de violent acum 17 ani, culmea, toată treaba asta s-a dus nu pe mașină, ci pe avion. Mi s-a explicat, am înțeles de ce, pentru că accidentul a fost foarte violent, am rămas blocat în acea mașină, mașina luase și foc în sfârșit și practic din avion nu pot să ies atunci când vreau eu să ies. N-ai niciun asta control. E chestia, da. De fapt. Și e și sus de tot. E și sus de tot și va trebui totuși să fac ceva urgent pentru că e frustrant. Uite, primisem un mesaj acum câteva zile, eram invitat la o conferință la Miami. Eu, așa, de la mine putere, n-aș fi ales niciodată destinația asta, Miami, nu știu, preferam Chicago sau San Francisco sau... Era o oportunitate, evident că am spus nu, tocmai pentru că există această fobie tâmpită de zbor. Dar și e frustrant, foarte greu. Am fost ultima oară la Paris, a fost un coșmar, am avut noroc cu două stewardeze splendide de la Air France care m-au luat în spate, am făcut serviciu, am servit oamenii cu cafea, a fost foarte simpatic. M-au dus în cockpit, adică au încercat tot ce a ținut de ele ca să-mi creeze așa un confort. Și ți-a fost bine în cockpit? Mi-a fost mai bine, nu foarte bine, dar mai bine, mă simțeam safe. Okay. Îmi place să spun că n-aș avea nicio problemă dacă aș zbura cu Air Force One, dar evident să fie și Biden în el, nu așa doar eu în Air Force One. Dar să știi că o capsulă. Nu mi-ar fi frică. Uite, acolo în Air Force mai sui pe loc, fără niciun fel de... Okay, tu ești cu filmul cu Harrison Ford, nu, ce dar cu capsula eu îl înțeleg aici, știi, că și eu am oarecare
Eu când emoție. Sunt în avion, dau o emoție. Da, eu mai beau. Deci ce o emoție. Dar stai mă, că tu te-ai dus în Brazilia, te-ai dus în Singapore, te-ai dus în tot felul de locuri. Tu știi cum a fost zborul meu în Singapore? Să-i dea Dumnezeu sănătate și acum, zic, lui bulgăroaica aia, care era șefa stewardezelor, și am auzit-o trecând pe lângă noi, spunând următoarele lucruri. Serviți repede, că ne-a spus capitanul că turbulențele încep în mai puțin de o oră. Mm-hmm. Așa, ți-a spus serviți? Trebuia să-i spui, nu se spune serviți, se spune... Atunci era corect. Să pună băuturile să înceapă serviciul la bord. Exact, și zic, ce drag de turbulențe ori începe, mă, de să grăbesc fetele. Și au început. Și Brazilia? Nu, Singapore. Ai o zonă, cream că Brazilia ca e o zonă recunoscută pentru... Și a fost îngrozitor și Dumnezeu să-i dea sănătate. M-a văzut că m-am albit și a zis așa, i-a zis unui coleg, adu-i lui domnul whisky-ul. Și mi-a adus whisky și aveam un, știți, paharele alea de plastic. Și colegul s-a uitat la ea în timp ce turna, că probabil sunt niște proporții. Și a zis, hai, pune. Să-l bea de sete. Mi-a umplut paharul ăla și a zis, bea-l. Eu l-am băut, m-am mai liniștit. Fimiu a râs în continuu și a început să se uite la... Există un film, Perfect Storm sau ceva de genul ăsta, o chestie, o nebunie de genul ăsta, și am zis, bă, nu pot să cred că... Zic, voi uita și la un film cu nenorociri planetare și suntem în avionul ăsta care a făcut vreme de două ori, așa? Și știți că sunt... Aia a fost absolut fascinant, era un joc cu bile, cu niște raze, nu știu dacă... Deci am jucat în continuu jocul ăla cu bile și cu raze. Se pare că funcționează. Da, era magnetic, numai că-și distrage, așa. Da. Îmi distrage atenția de la... Oricum de la o să-și cer contactul acelui psiholog, dacă te-a vindecat, că trebuie să ajungă acolo. Da. Știi că e frustrant, am fost la Cluj, de exemplu, acum vreo două luni de zile și m-am dus eu eroic la aeroport, îl luasem dus întors, m-am suit cu niște prieteni în avion și la întoarcere, deci am ajuns cu avionul și în drumul spre aeroport, la întoarcere, am rugat șoferul de Uber să oprească și m-am dus la gară. Da. Adică am ajuns, dar n-am putut să mă mai întorc. Da. Asta e ciudat. 40 de minute totuși. Adică... Și e ciudat că te-ai dus, că hai să zici, dusul ar fi mai complicat decât întorsul, că ești deja obișnuit. Eu am făcut atac de panică, cum să nu? Trebuia să merg la New York. Și am făcut atac de panică și m-am întors din aeroport în 2006. Și n-ai mai plecat? N-am mai plecat. Trebuia să mi se... Cum să nu-mi pare că trebuia să mi se și traducă o carte, trebuia să mă întâlnesc cu editorul și cu traducătorul american. I-am dat cărțile Denisei Comănescu și m-am întors pe furiș la 5:30 dimineața. Și cu un sentiment de vinovăție și te simți așa neputincios, un pic vinovat, adică e o chestie foarte... Mă aștepta vicepreședintele de atunci al liceului de la New York, Bogdan Ștefănescu, cu care am fost coleg de facultate și pe care îl știu foarte bine. Am fost observat în, nu știu dacă l-am mai povestit asta, în aeroport, că m-am dus întâi să mă calmez să beau apă. Și am fost observat de cineva care m-a raportat lui Mircea Badea, care seara la emisiune... Așa, nu știu, asta n-ai povestit. Da, n-am povestit-o. Da? Seara la emisiune m-a raportat... Întregii țări. Întregii țări că eram atât de beat că n-am mai nimerit avionul și l-am pierdut. Eu n-am voie să beau, ok, asta e altă parte. Dar mi-a fost rău, chiar mi-a fost rău și atunci m-am dus la psiholog. N-ai voie să bei? Mai beau, dar social, cum se spune, câte un pic. Dar nu poate să se îmbete. De îmbătat nu mă bătam nici când beam. Serios? Serios. Te-ai îmbătat atunci când ai povestit la toată lumea în primele noastre episoade când ai urcat pe geam în camera de la Fugem? Da, n-a fost beția aia, a fost o anticamera comei, provocată de faptul că le-am amestecat. Da. Am fost teribili și am la un chef la Selar, Seral, am fost profesor până anii 80, am băut cu fiecare ce bea el. Ceea ce n-ai voie să faci decât dacă ești idiot. Și eu am fost idiot. Asta și eram desidiot. Așa. Cum ți-au zis colegii? Ți-a zis colegul, stai că... Da, mi-a spus prietenul meu de istorie, mi-a spus, l-am văzut pe ăsta cum bea și am spus, ăsta ori e cel mai mare băutor de aici din județ, ori e cel mai mare bou. S-a dovedit că a doua variantă era corectă, dar nu m-am îmbătat, știam exact ce se întâmplă cu mine. Da. Serios, pe cuvânt, da. Da, când le combini în halul ăsta, bun, era acum 40 de ani. Aproape, da. Așa cu avionul. Și mi-a părut cumplit de rău. Și acum sunt deja la faza aceea în care merg cam o dată pe lună. Dar știi că am pățit o chestie foarte, mă rog, la nunta domnicăi, acum mulți ani, știu că a fost cea mai călduroasă zi din anul ăla, eu eram după accidentul de mașină și a doua zi după nuntă plecam cu o prietenă foarte bună la Berlin.
și aveam deja un tremol, am apucat o agitație, căldura excesivă oricum e un factor. Da. Deci anxietățile mele erau undeva la cota 1000. Începusem să mă vait ca o babă, aoleu, 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 ne suim în avion, pasărea de fier, pasărea de fier, asta e o glumă, mă rog. Măi, și lângă mine era o doamnă la nuntă, care a auzit ce spun. Și a apucat să-mi povestească ce a pățit ea cu avionul. O cucoană impozantă, splendidă, mă uit mai bine, era Franz Giuvara, prima nevastă a lui Neagu Giuvara, da? Care s-a prăbușit în al doilea război mondial cu un avion în Marea Nordului, dacă nu mă înșel, s-ar putea să fac o gafă, oricum s-a prăbușit într-o apă cu un avion în flăcări care a fost bombardat. Și a notat octombrie, noiembrie, ceva de genul ăsta, 30 de kilometri până la mal. Complicat. Da. Știi genul ăla de... Da. Știu. Ți-a zis, și băiețel? Eu care mă văitam ca o babă, aoleo, 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 plecăm la Berlin. Înseamnă că a fost da. Stupid, e grotesc, adică ceva în sfârșit. Da. Și am crezut că o să mă ajute foarte tare povestea asta. M-a ajutat un pic pe moment. Evident că după aia am uitat și iar m-am apucat. Și mă uit la filme tot timpul, nu știu, mie îmi place Jean Gabin de mor și mă uit la filme cu Jean Gabin și sunt multe scene în avion, el fumează cu niște ochelari, e definiția forței. Bă, și nu trec peste, nu știu, nu reușesc să trec peste. Funcționează pe moment, sau mă uit la Aeroportul foarte des, un film fantastic care mi-a plăcut din copilărie. Da, după Hailey, nu? Da. Așa. Dar tot nu mă... Da. Sau toate alea, franțuzeștile în general, cu multe aeroporturi implicate. Hemingway îți place? Nu foarte mult. Nu foarte mult. Hemingway a avut două accidente de avion. Două, la interval foarte scurt. Și a scăpat din amândouă. Da. Bun, după aia și-a tras un glonț în gură. Asta e spune și băut. Da, a și băut. A și băut. Da, a și scris. A și scris. S-a avut două accidente, unul lângă altul, deci nu știu dacă zile consecutive. Incredibil. Sau oricum perioade foarte scurte. Da? Că în mod normal reflexul este că dacă ai pățit odată ceva la limită, stai cu minte. Bun, el a fost corespondent de război, a făcut foarte multe. Era cazul Hemingway să nu se suie în avion. Da. Alte fobii mai ai? Nu. E de ajuns asta. Mm-hmm. E de ajuns asta că în lumea modernă îți curentează destul de bine viața. Da. Sigur, un fel de ipohondrie pe care am reușit să o vindec, evident. Oricum, la asta a contribuit și renunțarea la alcool, de exemplu. Pățeam foarte des treaba asta, ajungeam la camerele de gardă, mă știau toate turele, la toate spitalele, eram așa un fel de... Mi se părea că mor, că fac infarct atac cerebral, nu știu, panică clasică. Și având prieteni foarte buni medici, mă rog, îmi spuneau cam cum sunt priviți ipohondreștea care vin și... Da. A zis ceva avariant, a renunțat la alcool. Ai renunțat la alcool? Oh, da. Păi și ce era în fotografia? Am văzut-o. Alea pentru prieteni? Pentru invitați. Am înțeles. Sigur. Eu nu consumam neapărat contro sau lichior sau... Da. Nu era vodka acolo, ai văzut că nu era vodka. Am văzut că nu era vodka. Bun, și când ai musafiri, ei beau și tu, nu? Bineînțeles, dar n-am nicio treabă. Nu, decât de aici, nu. Dar de ce nu mai... Nu te înjești? S-a închis, e un capitol care s-a închis forever. Definitiv. Da? Definitiv și rău, Camila. De ce? S-a băut tot ce era de băut. S-a băut tot ce era de băut și devenea riscant. Îți modifică personalitatea, nu aș fi vrut să fac ciroză la 50 de ani, etc. Adică nu... Eu sunt vesel când beau. Dar uite, eu, de exemplu, nu beau vodka. Ai vreo justificare? Da, eu am început cu vin. Eu doar că am încheiat pe vodka și deja era un semn... Vezi, eu acum sunt la vin. Eu am considerat că după anii de facultate s-a băut toată vodka. Da. S-a băut toată. Vodka simplă. Da. Dumnezeu să o ieri. Nu știu, unea a fost foarte simplă apă, cu bere. Eventual. Vodka cu bere. Păi se bea o vodka și o bere. Salamul de Sibiu. Da, o vodcă cal și pui, un cal un pui. O vodcă o bere. Se chema o jumate cu remorcă, așa îi spunea. O jumate cu remorcă. O jumate cu remorcă, da. Ok. Da, ăia erau, cine a scăpat de anii 90 în această formație? Au scăpat alții de anii 80. Dom'le, acolo a fost un fel de, scuze, fac glume, o să mai almea ajurat, a fost un fel de ascetism. Anii 90 au fost anii ai exceselor tâmpite. Da, știu, era totul de recuperat. O scăpare din cușcă. Da. A, dar e firesc să întâmple asta. Eu țin minte că în anii 80 se mai găsea din când în când crepcaia.
la barul de la Lidl, vodcă rusească, da. Și erau evenimente. Zubrovska. Și Viborova. Erau tot felul. Adaugă și tu, Moris, te rog frumos. Nu, că el s-a retras. Nu, și el în anii 90. Eram cam mic totuși. Nu, beam pe vremea aia, nu. Eu am început să beau foarte mult după accident, de fapt, pentru că citisem un studiu la un moment dat, imediat după, când m-am prins eu cam tulburare de panică, care spunea așa că toți cetățenii care se confruntă cu această tulburare de panică generalizată ajung mai devreme sau mai târziu să facă abuz de substanțe. Fie medicamente, antidepresive, alcool, droguri, fiecare ce poate. Știi? Și am crezut că e o tâmpenie, nu e adevărat. Și am ajuns fix în aceeași situație. La mine a fost alcoolul, slavă Domnului. Și într-o vară pe o terasă, în plin atac de panică, negăsind un taxi ca să ajung de urgență la universitar pentru că mi se părea că mor, un prieten a spus, băi, ia un pahar de vin că o să-ți treacă, adică ne liniștim, ne calmăm, nu se întâmplă nimic. Băi, și-am băut paharul ăla de vin și panica a dispărut ca prin minune în 3 secunde. În 3 secunde! Și am zis, asta e soluția. Am găsit. Dacă eu aveam panică de 70 de ori pe zi. Cam mult. Și atunci... Da. Da. Nu merită. Nu merită. Nu merită, da. Lăsați da. Că o să vă mai povestesc. Dar nu conduceai tu, nu? În accidentul ăla. Nu. 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 Ah, ok. Știu că te-am auzit povestind despre el. Da, a fost ceva sinistru. Asta e. Slavă Domnului, am reușit să închid acest capitol mai puțin glamuros. Da, da, da. Da. A fost și simpatic cât a fost, da. Da. A venit momentul să ne luăm la revedere, da. Eu vreau să te întreb totuși despre... Ne întoarcem un pic la modă? Dacă vrei, da. Da. Există aici, mă uit pe Facebook-ul românesc, ador, din când în când să mă uit pe Facebook. Da, știu, dați din cap. Da. Și zice Facebook-ul în felul următor. Sunt acolo o ramură de oameni, conservatori în general. Ce se întâmplă, domnule, uite, sunt bărbați îmbrăcați în fuste sau în diverse lucruri, s-a întors lumea cu fundul în sus. De multe ori aud comentariile astea și de multe ori văd... Le e frică. Le e frică? Ce fel de frică? Oamenii, în general, se sperie de ceea ce nu cunosc. În grădina de ciment, dacă nu mă înșel, Ian McEwan descrie foarte bine treaba asta. Dacă un bărbat sau un cetățean sau oricine vede o femeie care e tunsă scurt, poartă un sacou și o pereche de bocanci, nu comentează nimic. Ba, dimpotrivă, poate să spună ce cool e asta. Dacă, în schimb, vede un băiat care poartă, nu știu, are o alură mai efeminată, părul lung... botine cu platformă sau nu știu ce, automat e un fătălău, automat e ceva greșit, clar nu e bine. Le e frică. Le e foarte frică. Ăsta e și motivul pentru care... Ultranaționalismul a contribuit de grandă la chestia asta, biserica a contribuit de grandă la chestia asta, propaganda a contribuit de grandă la chestia... Contribuie în continuare, de fapt, sigur. Și le e frică. E că au impresia, masculinitatea asta foarte toxică românească, au impresia nu știu că ce, că le violează copii, nu știu ce e în capul lor, adică, da, le e frică. Da, și apropo când vine vorba de haute couture, sau, mă rog, de lucrurile pe care modă unii ca mine nu le înțeleg atât de mult, pentru că acolo chiar uneori niște interpretări artistice ale unor idei, ale unor concepte, acolo cum trebuie să privim? Pentru că întotdeauna vezi pe Facebook o fotografie cu ceva ce iese din sfera obișnuitului. Știu eu, un creator... E o diferență foarte mare, de exemplu, între stylingul de catwalk, de podium și realitate. Maison Margiela, care e o casă belgiană care mie îmi place fantastic și care a făcut istorie în moda contemporană, cred că e printre cele mai importante nume din moda contemporană, face tipul ăsta de exercițiu. Dacă te uiți la campanii sau la show-uri, ai senzația că nu poți purta nimic sau, mă rog, te sperie un pic simfonia aia de culori și de forme. În realitate, dacă deconstruiești toată treaba asta și iei piesele una câte una, o să vezi că sunt, de fapt, în mare parte, haine extrem de purtabile. Asta face parte din show de foarte multe ori și așa e normal să fie, cumva. Sunt niște convenții, sunt niște construcții, nu toți o fac, de exemplu. Unii merg pe o variantă chiar poate prea clasică sau poate prea... Nu fac toți. Depinde. Dar în momentul în care construiești un astfel de show cu
cu astfel de imagini sau astfel de piese care ies din sfera obișnuitului, ele coboară la un moment dat în liniile alea de producție mari către, către toată lumea? Adică îl gândește de la bun început, uite, din pălăria asta fantastică, lumea ajunge să poarte chestiunea asta? Sigur. Și uite, sunt câteva românce care au făcut istorie în, în moda internațională. Din nefericire, nu sunt foarte, foarte cunoscute și ar trebui să fie cunoscute. Uite, inclusiv despre treaba asta vorbim la, la curs. Dior a fost direct responsabil. În general, francezii. L'Artigue, fotograful care a descoperit-o pe René Perl, care a fost una dintre primele fashion icons internaționale și este româncă. Chiar și Madonna, dacă stăm să ne uităm, de exemplu, la imagini cu René Perl din anii 30, făcute de L'Artigue în sudul Franței, și după aia ne uităm la imaginile din 91-92 sau nu știu cât cu Madonna când a lansat, când a început turneul erotic, așa mai departe. O să vedem cu siguranță, dacă le punem stânga-dreapta, că sursa de inspirație în mod evident pentru oricine a fost românca noastră René Perl, românca noastră, cum sună. Și asta e o chestie totuși importantă, adică sunt lucruri care ar trebui cunoscute. Și dacă totuși să ne gândim că Madonna era considerată avangardistă în 90, păi gândiți-vă cum era privită René Perl în 1930. Aia înseamnă avangardă. Aia înseamnă cu adevărat avangardă, adică să vezi în anii 30 o femeie care poartă pantalon palazzo de inspirație masculină, t-shirt, voaletă și care combină bijuterii din 7 zone diferite și nu poartă sutien. În anii 30 asta nu făcea nimeni, adică... Îngrozitor. Da. Îngrozitor. Nu. Da. Îngrozitor. Ce ne facem cu lumea de astăzi? Mița Bricard, de exemplu, care ajunsese să aibă cea mai valoroasă colecție privată de bijuterii din, din Paris și care era clienta lui Dior, una dintre clientele principale a lui Dior, ale casei Dior. El a ajuns să îndrăgostească cumva de, de toată personalitatea asta fabuloasă a ei. Ea a fost șefă de creație pe linia de bijuterii și este românca, de fapt, femeia, nu românca, femeia care a introdus animal print în modă. Și puțin știu treaba asta. Ea avusese un accident, încercase să se sinucidă la un moment dat și avea niște cicatrice destul de inestetice la încheieturi și pentru a le ascunde folosea fie bijuterii, brățări foarte, foarte late, fie aceste șarfe din mătase, animal print, mă rog, lui Dior i-a plăcut foarte mult treaba asta și a început să bage acest material în colecții. Până la, la Dior prin Mița Bricard, nu mai făcuse nimeni treaba asta. Deci da, putem spune că Mița Bricard a băgat, a introdus animal print în modă și mi se pare fantastic. Și de câte ori văd acum, nu știu, colecții care folosesc în mod repetat, obsesiv, animal print-ul, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, nu știu ce, mi-aduc aminte și de Mița Bricard. Da. De unde se revendică. Unde se revendică. Mm-hmm. Cum stăm cu bullying-ul în România? Prost. Da. Și cel mai prost, din păcate, stăm la tineri, la tineret. Păi da. Da, din păcate. Bine, copiii sunt foarte răi, știm toți, cred, chestia asta, sau pot fi foarte cruzi, de fapt, nu știu dacă răi cruzi, au un gen de cruzime. Nu e foarte bine. Aici e mai bine, dar în țară nu e foarte bine. Aici, în București. În București, da. Da. E un pic mai ok, dar... Cine glosează despre puritatea copilului a trebuit să citească atent Împăratul Moștelor, lui Gauling. Ei pot fi foarte răi. Păi, tocmai ar trebui să citească acolo romanul ăla și să vadă. Sâmburile am zis, zic eu, de-a dreptul pentru cine n-a apucat să citească Împăratul Muștelor. Da, copiii pot fi foarte răi, mi-e foarte place cartea asta pentru că poți să o citești la toate vârstele. La toate vârstele, înțelegi de fiecare dată altceva. Eu am primit-o cadou la 10-11 ani, am citit-o atunci. Și s-a părut o aventură frumoasă, niște copii, tabere, o scoică. Și am citit-o la facultate pentru lucrarea de diplomă. Da. Și după aia am citit-o la editură, la Humanitas, că a trebuit să o redactez, să schimb aici pe acolo la traducere. Și de fiecare dată ai alți ochelari și vezi mai adânc. Și vezi, printre altele, și cum arată, de fapt, ființa asta, care îi spunem om. A? Dar chiar tu ești victimă de bullying. Eu asta am aflat din recentul meci, nu știu, cum să zic, cu Florin Zamfirescu. Da, m-a dezgustat profund replica... maestrului, că îmi place cum sună, mi se pare fabulos.
Bine, nu trebuia să... Adică era previzibil că am intrat după aia în Facebook și am văzut niște postări abracadabrante, citate din Șoșoacă, român mândru fără mască, adică e clar direcția, e clar, nici nu mai avem ce să discutăm. Dar de fapt altceva m-a speriat și m-a și amuzat în egală măsură. O publicație din asta de mâna Omia preluase, reinterpretând, desigur, interpretând de fapt mesajul meu, și îl preluase. Mesajul ca mesajul în sfârșit. Comentariile. Hey. Eram cu o prietenă foarte bună la masă, la cină, mai și n-am putut să ne abținem de jur. Trei ore am făcut treaba asta, am citit toate comentariile, cred că era 1000. Asta nu-ți spune... Deci, nu pot să-ți nu-ți... spun ce era acolo. Bine, spun... sub nivelul mării, să ne înțelegem, adică clar, un gen de public care nu... dar mi s-a părut. Alea trebuiau publicate. Fabulos. Arată gradul de educație, de civilizație la acestei țări. Îți arată exact în ce punct ne aflăm în acest moment. Să știi că aceleași lucruri le-ai fi întâlnit și în străinătate. Asta nu are legătură cu... Nu chiar. Cu... Am fost atent. Nu chiar. Le-ai fi întâlnit, dar nu chiar. Sunt niște mici note acolo de subsol. Sunt mult mai atenți la... Într-un fel o înjură pe Madonna americanii, într-un fel o înjură pe Claire Chazal francezii și îi spun că e curvă sau că a făcut copii din flori cu așa. E un pic diferit. E un pic diferit. Dar cred că fac și greșeli de gramatică mai puține. Oh, da, cu siguranță. Da. Alții. Cei de acolo? La noi sigur că hate se greșește. E o chestiune generalizată, evident, da. Cum ai tu puterea să citești așa ceva? Mie mi se pune un... amuzat. Dar să știi că asta, nu, asta din fericire sunt rare, adică și e clar că e un gen de public care nu are cum să vină către mine. Publicul ăla nu o să vină niciodată către mine, că eu sunt un ceva ce nu recunosc, adică ei nu se regăsesc, nu cum se regăsească în mine ăia. Și mai bine așa, adică e mai bine așa. Ar fi fost o problemă dacă să-i fi regăsit. Aș fi considerat că am eu o problemă. Dacă publicul lui Florin Zanfirescu m-ar fi plăcut și pe mine, aș fi considerat că am o problemă. Era ceva neregulă cu mine și din fericire publicul lui Florin Zanfirescu nu mă place pe mine. Which is ok. Da. Și din nefericire el... Era un actor foarte bun. Asta un actor foarte bun. Da, bun, trebuie despărțite apele. Da. Însă da, am văzut și eu schimbul, m-am crispat, după care am văzut, acum venind spre emisiune, am revăzut, de fapt, scandalul de la Cluj, nu știu dacă știi, de la ce universitate, de la Academia de Film, cred. Scandalul hărțuielii, sau al hărțuirii, da? Cu un cetățean, profesor acolo, care le-a luat pe rând. Da? Cu mărturiile lor consemnate frumos de tot și cu abuzul de putere, că vorbeam de putere și de ce poate face grăuntele de putere din tine. E un alt, adică astea succesive, pentru că la facultățile de actorie este o salbă acum. Asta o salbă încep și eu să constat. Nu știu, n-aș zice de hărțuire, dar vorba ta de abuz de putere. Asta e. Mă, dacă era hărțuire clar, adică erau replici, erau cuvinte fruste, erau invitații la rut. Propriu zise, da? Adică nu erau aluzii nevinovate sau știu eu, vagi tentative de flirt. Și din mărturia ta tot de un abuz de putere e vorba. Adică, bineînțeles, dar mie îmi place cum își iau apărarea ei între ei. Asta e fabulos, adică e crucea de piatră, e Coca Blos acolo, e ceva superb. Draga de Coca Blos ar fi putut să joace perfect acest schimb de cevauri, cum își iau apărarea. Și eu povesteam cum am auzit inclusiv ce i se spunea lui Cojar la ureche. Ce minciun, cum poți să spui că ai auzit, că nimeni nu știe dacă intră. Păi cum adică dacă examenul meu de admitere, monologul, a fost întrerupt de acel mitocan sinistru care s-a plecat peste Cojar, profesorul Cojar, după cum toată lumea știe, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai auzea foarte bine. Inițial n-a auzit ce i se spune. I se repetă, n-a auzit, până a spus ce avea de spus, încât am auzit eu care eram în examen. Nu-l luați pe ăsta la clasă că e bulangiu. Eu fiind în examen de admitere la 18 ani. Dacă eram în 2022, plăteau ce n-au avut și n-au câștigat nicio zi în viața lor. Atunci nu puteam să fac treaba asta. Eram un copil de 18 ani, pierdut cumva. Bun. Acum rămâneau fără catedre, toți. Muream cu ei de gât. Da. E o dovadă că lumea s-a schimbat. Dar e nevoie de foarte mult timp. Nu le-am dat seama... Și de curaj. Și dai seama câți copii sau dai seama câți tineri trec prin treaba asta și nu neapărat pe chestiunea de, nu știu, LGBT related. Nu e doar asta. E mult mai mult de atât.
Mult mai mult de atât. Traume și suferințe găsești în multe dintre poveștile astea. Sau, de fapt, e... Și cred că dacă te uiți, de fapt, la facultățile din România, acolo e o zonă mai sensibilă la teatru și film, pentru că asta îmi face și mie impresie. Oamenilor asta sunt mult mai mari. Da. Unde ar trebui să fie, știi, fix invers. Pe dos. Fix pe dos. Dar dacă stai să te gândești cu ochii de acum, cu mintea noastră de acum, ce a fost și în facultățile noastre, cred că recuperez niște lucruri pe care atunci nu le-ai gândit. Mi-am sondat memoria și n-am găsit așa ceva. Am găsit pile. Episoade de corupție. Păi, episoade de corupție nici măcar. Glumiță cu episoade de corupție? Nu au fost la tine în facultate? Păi dacă au fost atât de... Mamă, dar ce frumos vorbesc, episoade de corupție. Deci... Da. Nu, existau intervenții. Intervenții, nu știu dacă era șpagă. Totuși, eu am făcut în anii 80 facultatea. Da. Habar n-am dacă era șpagă, intervenții erau. Piloși erau și piloase, că noi am fost trei băieți, restul fete, în facultate, în anul nostru. Țin minte și acum cum un profesor a intrat în examen peste Zoe Dumitrescu Bușulenga, cu care am făcut noi literatură comparată, ca să pun o vorbă bună pentru un protejat, și cum Zoe Dumitrescu Bușulenga s-a întors spre acea profesoară și a spus: doamnă, ăsta e caz de picat de față cu ceilalți. Iar alta i-a spus, care încerca să o plimbe, să o aburească, i-a spus: domnișoară, cum să uita așa, domnișoară, dumneavoastră n-ați citit Faust. Deci așa, asta era o vină capitală, adică era păcat de moarte. Și alta i-a spus: o să vă dau 8, că și pentru dumneavoastră a sunat telefonul jumătate de oră. De asta de față și cu alții, noi intram câte 5 sau 6, de față cu alții, cu martori, a spus lucrurile astea. Și știm cu toții că erau intervenții, știm cu toții că mai erau note pe ochi frumoși. Asta da, și că erau unele ierarhii falsificate într-o perioadă tulbure în care tu aveai nevoie de medie, pentru că repartiția se făcea la nivel național, în ordinea descrescătoare a notelor. Și riscai să ajungi... Riscai să ajungi la Făget, unde... Da, aici la Făget opreau două accelerate. Dar tu ai ajuns acolo fiind cap de listă. Eu am ales... Nu, cap de listă n-am fost. Nu, al șaptelea, mi se pare. Dar tot acolo ai ajuns. Voiam neapărat... Era singura opțiune. Păi nu, asta zile oamenilor, cu orașele erau blocate, tu nu puteai să... Și nu Timișoara. Nu... Târgu Cărbunești, Târgoviște, orașul. Mă, nu cred că l-am. La București. Nu l-ai Vaslui? Nu cred că l-am. Nu, i-am luat acolo în Banat pentru că aveam prieteni, aveam rude și știam zona, în primul rând. Dar astea erau vremurile, știi? Însă, în afară de niște ierarhii falsificate, ușor sau mai mult, și niște intervenții și niște pile... N-am avut scandaluri, sau ce puțin eu n-am știut de ele. N-am avut scandaluri enorme. N-am avut povești de genul ăsta din care a pățit Moris. Nu, niciodată. Tu ai făcut dreptul până la urmă. Da. Da, nu mi-am dat niciodată licența. A fost un ceva care pe mine, aia m-a traumatizat. Adică nu eram deloc pregătit pentru asta. Și-am picat, știi, în plasa aia în care au picat foarte mulți. Eu nefiind deloc genul, dar culmea, uite, am picat. Tata și-ar fi dorit foarte mult să fac asta și atât de tare m-a scârbit experiența cât am refuzat să-mi dau licența și după aia am ajuns la jurnalism, deci la câțiva ani după. Dar ăla a fost un episod pe care l-am și uitat, adică, da, și am avut niște profesori foarte mișto la drept. Adrian Năstase, Dremea Ponta era asistent, Rodica Stănoiu, care m-a aflat că a fost și colegă de facultate cu nașul meu și așa mai departe, da. Crem de la crem. Excelent, da. Da. Nu? Venea Năstase la cursuri. Altfel înveți, altfel intră dreptul internațional. Altfel. Sigur. Venea Adrian Năstase la cursuri? Mai venea. Păi venea. Mai venea. Da, Ponta era asistent. Domnul Victor Ponta. Ce vremuri. Ce lume mică. Am mai zice, dar... Da. Se făcea cu și o oră jumătate de când sporovăim. Serios? Da? Da. Uite cum trece timpul. Mm-hmm. Da, da. Dar ne bucurăm că ai venit. Mulțumesc pentru invitație. Și că nu ne-ai evaluat la deci, haine. Deci o oră și jumătate. Unde am fi ajuns, Radu? Într-o oră și jumătate am fi ajuns... La Viena, sigur, prindeați. Peste Viena. Cu avionul? Da, o Germanie. Prindeam chiar un Frankfurt în 20 de minute. Prindeai și o Bologna.
Așa, Bologna. Da, o da, Bologna, aproape, Bologna, da, o oră 40, da, o oră 45, cam acolo, nu? Cam pe acolo. Da, da, da. Da. Okay. Data viitoare să mergeți împreună. Da, cum la Paris. La Paris. Așa face. Mi-e un dor nebun. Da? Când ai fost ultima dată? 2019. Da. Înainte de. Da. Da, că acum chiar, așa judecăm, înainte, da, de pandemie, înainte și după pandemie. Și după, da. Da. Doamnelor și domnilor, Maurice Munteanu, în curând la Bravo I Still... Da. Știi când? În curând pe micile ecrane. Da, da, da. Ăsta fiind și mai mic, pentru că foarte multă lume se uită în telefon, da, știi? Da. Când începe? Nu știi când. Asta nu știu să spun exact. Da, dar o să, o să înceapă cei care au fost așa și uite, Radu, ți-a fost dor, da, o să ne revezi, da, curând. Mă bucur. Ne revedem pe micile ecrane. Bine. Și mă bucur că ai venit, îți mulțumesc tare. Eu mulțumesc, a fost o bucurie. Pentru invitație. Eu mulțumesc. Încântătoare întâlnire cu Maurice Munteanu. Cu totul de acord. Da. Ca și cum am fi fost la Paris, la un pahar din ăla de... Da, da, dar voi nu beți niciun. De vin virtual. Da. 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 Să bea chestia aia foarte interesantă, Anason, știi? Da, știu. Da, care se tulbură cu apă, e foarte bun. Da. Îmi place. Se beau multe, da, în Franța. Da. Am uitat cum îi zice la băutura asta. Ce, pastis? Pastis, da. A, așa, da, 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 da. Foarte frumos. Da, și mie mi-a plăcut și mai aveam să-l întrebăm. E, bravo. Dar, da. Spuma filelor. Este timpul cărților. Eu mi-am uitat cartea acasă, am constatat când am ajuns aici, dar ați văzut o data trecută ce inspirat, da, am fost că am adus-o aici cu Nevo, ultimul interviu. Tu ai mai multe cărți? Eu am trei. Așa că pornește tu. Eu am trei și am să pornesc în ordine, în ordinea cronologică a citirilor, prin urmare așa. Asta este o carte pe care am citit-o dus întors, București-Brașov, când am fost la Bookfest. Cătălin Ceaușoglu, șapte povești care nu se termină bine pentru toată lumea, la editura Nemira, în colecția N Autor. Cred că Eli Bădică se ocupă de colecția asta, parcă așa știu, da, exact. Este un debut, dar nu asta e partea interesantă, că este un debut, ci că acest scriitor nu sună, nu arată deloc ca debutant. Deci este un scriitor care pare să fi scris deja 10-15 cărți. Deci, o dezinvoltură, o tăietură a frazei, a stilului, care vorbește despre un consacrat, deși ni se spune că este la prima carte, este un ITist din Râmnicu Vâlcea, mi se pare născut în 73, cu șapte povești, într-adevăr, sau povestiri, să le spunem oricum, fiecare cu o răsucire de tramă, fiecare cu un skepsis și fiecare scris într-un anumit registru. Elementul comun este sinuciderea. Sunt șapte povestiri despre suicid, tratat însă fără gravitate, fără morgă, mă rog, morgă în sensul de mină, nu de instituție, cu duieșie, cu umor, cu salturi în imprevizibil, cu salturi în fantastic, cu exotism, cu absurd, cu absurd. Este o povestire aproape kafkiană în care un autor, ceh întâmplător, este săltat de poliție pentru că a fost reclamat că folosește cuvinte și expresii folosite și de alți scriitori. Pe urmă, în altă povestire, trei camarazi, preoți în același timp, transportă o statuie a lui Isus ca să o scape de niște măsuri, cum să zic, niște posibile vandalizări. Un tânăr îndrăgostit se înscrie fără să știe că o face în Partidul Socialist Spaniol, pentru că iubita lui se înscrie în ceva, într-un grup de inițiale, el nu știe ce înseamnă inițialele alea, dar vrea să fie în permanență cu femeia pe care o visează zi și noapte. Spune-mi care este cea care se termină rău pentru greiere. Nu, asta o să citiți voi. Am citit acum, nu? Da, care e povestirea? Păi da, eu nu mai știu că s-au încurcat toate, dar una se termină bine pentru statuie. Okay. Una se termină bine pentru diavol. Una se termină rău pentru un membru al unui quartet în care
perechile fac schimb de parteneri la un moment dat. Deci sunt toate subtilitățile și deliciile unui consacrat, repet, Cătălin Ceaușoglu este un pariu câștigat de Nemira, care ar face bine să-l publice de acum încolo, pentru că eu am mai citit din colecția asta, am citit pe Goran Brachic, l-am citit pe Liviu Ornea, cu care am fost în clase paralele la Sava, și mi-au plăcut fiecare în felul lui, pe Brachic îl știam de mai demult, dar Cătălin Ceaușoglu este, repet, are o eleganță a scrisului și o forță în același timp care nu trădează deloc un debutant. Debutanții, în general, mai au mici burți în textele lor, mici tatonări nereușite, mici pași greșiți. Nu, aici ai de-a face cu un om care îți dă impresia că a scris, că a scris mult și că a publicat mult. Deci este o reușită absolut lăudabilă, Cătălin Ceaușoglu, Nemira, colecția în autor, 7 povești care nu se termină bine pentru toată lumea și titlul interesant. Că ai zis de Nemira, așa, merită să le fac un pic de publicitate. Am văzut că este editura care a cumpărat cea mai vândută carte din America acum, autobiografia lui Matthew Perry de la Friends. Da. Eu o ascult pe... La Nemira e? Da? La Nemira, da. Sper că nu fac o greșeală. Nu, am văzut publicitatea pe Facebook la Nemira. La Nemira e. Friends, da. Iubiți, da, da. Iubite și mare și lucrul teribil e tradusă. Big Terrible Thing, nu știu dacă e cea mai strălucită traducere. Terrible mare. Înseamnă îngrozitor. Da. Na. Da, așa, mă rog, zic. Da, să vedem, mă rog, cartea întâi. Cartea, eu am ascultat-o pe jumătate până în momentul ăsta, este copleșitoare, sfâșietoare, te pune în genunchi. E un abonat la toate crizele pământului posibile și umane, da, și prin care poate să treacă cineva. Dar e scrisă foarte bine. Bun, în Audible are valoare un pic adăugată, zic eu, pentru că el e vocea lui. O citește. Okay. O să postez despre la momentul potrivit, dar am să zic așa, că dacă e vorba de autobiografii, e în linie până în momentul ăsta cu cea a lui Agassi. Deci, care n-a fost scrisă de Agassi. Care nu cred că... Ar fi bun, ar a fost fi... și el acolo, Agassi. Da, nu, Agassi știu că nu e scrisă de el, da, nu. Da. Ar fi absolut cutremurător ca el să aibă, ca Matthew Perry să aibă acest talent scriitoricesc, da. Să povestească alea. Da. Mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Da. Atât am vrut să zic, o să povestesc mai multe la momentul respectiv. Acum continuă tu, că după asta zic eu de Eșcol Neva. Da, tot... respect ordinea cronologică a lecturii. Știi că anul trecut am avut o carte preferată, Confiteor. Da, cred că a fost și a ta. Acum, cartea preferată pentru 2022 este Domnul Președinte al lui Miguel Ángel Asturias, apărută la editura Curtea Veche, în colecția Biblos, de care cred că se ocupă Loana Schidu. Loana Schidu este director editorial al editurii Curtea Veche de la o vreme. Traducerea este a Ioanei Gabriela Dumitrescu. Eu n-am mai citit de mult o carte atât de frumoasă și atât de bine tradusă. Și am întrebat-o pe Loana, care este la rândul ei o traducătoare de top, dacă așa a primit traducerea, și mi-a spus că da, și că la un moment dat s-a oprit din citit ca să o felicite, să-i trimit un mesaj traducătoarei, care din păcate traduce rar. Pentru că în România traducerea se plătește prost. Dar este o traducere sclipitoare, diamantină. Deci este ceva ce n-ai văzut până acum, iar cartea în sine este o capodoperă. Miguel Ángel Asturias este scriitor din Guatemala, este primul Nobel pentru literatură în 1967, când eu eram în clasa 1. Domnul Președinte e o carte, sigur, distopică despre figura dictatorului, care nu are un nume în cartea asta, e Domnul Președinte, dar poți să-i amesteci acolo pe toți sudamericanii, pe toți tropicalii, pe toți africanii, pentru că există ceva din fiecare în figura asta tutelară peste o țară. Și ai o carte cu multe scene atroce, atrocisim, cum ar fi spus Maurice Munteanu, pe care nu l-am mai discutat despre cuvântul ăsta pe care îl folosea destul de des, cu o carte despre putere, dar nu doar despre putere și exercitarea ei, despre grație și disgrație, despre cât de scurt e drumul de la grația supremă la celula în care ți se întâmplă tot felul de lucruri și în care te bucuri când mai treci un șobolan pe lângă tine. O carte cu multe scene
naturaliste, greu de suportat, dar în același timp un roman de o poezie infinită. Mie mi s-a părut cu totul straniu amestecul ăsta de poetic și de crud, de revoltă lăuntrică și de explozie socială, de protest și de revelație. Și este o carte cum n-am mai citit. Deci am vorbit cu oameni la lectura în avantpremieră pe care am făcut-o din cartea mea care stă să apară. Am vorbit cu prieteni de pe Facebook cu care m-am întâlnit acolo la lectură și m-au întrebat doi, trei dintre ei ce citesc. Și am spus, măi, citesc una dintre cele mai frumoase cărți din viața mea. Fără exagerare. Și este o carte pe care o recomand, o țin așa cu toată gingășia, ți-o pasez că mi-ai cerut-o, da, rămâne la tine. Da, asta vreau să zic, n-ai da. Domnul președinte Miguel Ángel Asturias, traducere Ioana Gabriela Dumitrescu, mă înclin și în fața cărții și în fața traducerii. Deci este o traducere de o spectaculozitate extremă, o traducere și cu jocuri de cuvinte, cu rime interioare, cu tot felul de povești și de adaptări. Absolut, nu spun genială, mă feresc de cuvântul ăsta, dar este absolut fenomenală. Este una dintre cele mai frumoase surprize și din punctul de vedere al valorii textului spaniol, repet, Asturias este din Guatemala, și din punctul de vedere al traducerii. Deci bravo pentru Curtea Veche, eu îi sprav. Mă uitam pe internet pentru că mi-ai adus aminte acum de un Llosa a apărut anul Vargas Llosa. Da. Nu Llosa. Vargas Llosa. Vargas Llosa. Da. Ăsta-i numele. Da, 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 da. A apărut la Humanitas, da, l-am găsit, da. Vremuri grele. Da, da, dar am da? Vorbit despre el. Am vorbit despre el, de asta întrebam. Da. Pentru că mi-a adus aminte doar ca subiect, așa, știi? De prezența unui dictator. Nu, da, cartea în sine este o plăcere, un tremur, o înfiorare permanentă, de la prima frază până la ultima frază, este ceva cum eu n-am crezut că mai prință. Și atenție, cartea a fost începută în 1920, acum 100 și un pic de ani, și terminată în 30 sau 31. Deci este o carte veche de un secol și care își păstrează prospețimea și acuitatea și ștampila asupra câtorva chestiuni esențiale, printre care felul în care exerciți puterea. Eșcol Nevo, ultimul interviu, o carte, cred că cineva a spus, da, nu mai știu unde, periculos de autobiografică sau periculos de aproape autobiografică, nu o să știm niciodată dacă este autobiografică sau nu. Nevo iubește să se joace cu pasaje din biografia sa. Îi place să te pună la încercare. A făcut asta și în celelalte cărți traduse în România și asta a spus-o el venind aici la lansările de la București. Deci el are pasaje pe care le interpretează într-o manieră sau într-alta și nici dacă stai de vorbă ulterior cu el, nu, adică îl simți că se joacă. Da. Cartea asta e scrisă așa, ca un scriitor, el însuși își spune mediocru, așa, răspunzând la întrebările unui jurnal, unei jurnaliste, întrebări trimise online, la care el trebuie să scrie. Și este un interviu despre viața sa și opera sa, un interviu cum se face de multe ori la revistă, în care, la un moment dat, el începe să răspundă, cum să zic, mult pe lângă subiect. Lucruri pe care nu le-aș recunoaște niciodată, dacă ar citi fiică mea, s-ar supăra, s-a mai supărat odată pe mine pentru că am luat din viața ei anumite pasaje și le-am publicat. Și uite așa căsnicia noastră se duce de râpă. Dar stai să puțin și aici recunoști pe Nevo. În carte scriitorul vine și recunoaște soției că a avut o aventură undeva în Columbia, după care 60 de pagini mai încolo se întoarce și parcă n-a avut aventura aia, ce m-aș fi apucat să-i spun. Și tot așa, dar reușește să construiască un roman din ăsta în care te uiți așa cu lupa în viața și personalitatea unui om, încerci să-l înțelegi, nu poți să-l apuci pe toate părțile și la un moment dat cartea asta tot crește și tot crește. Se duce și în fantastic, cum spuneai tu mai devreme, mai are niște complicățenii acolo foarte bine făcute. Niște interesanțenii, ca să-l cităm pe Moris. Păi de acolo vine interesanțenii, da? Și la un moment dat lucrurile se duc în direcția pe care el o anticipează în carte și acum
rămâne să stabilească fiecare de ce Nevo a făcut chestia asta. Adică a vrut să arate cum se construiește mintea unui scriitor, cum arată viața în afara cărților sale, a vrut să-i găsească un sens mai mare despre modul în care se poate face artă sau se poate scrie. Aici cred că fiecare își va da răspunsurile la întrebări. De altfel, cartea e foarte puternică și cred că pasiunea lui cel mai mare sau plăcerea lui cea mai mare a fost să-și pună în această carte întrebări pe care sau care nu i-au fost puse în interviu. Pentru că fiecare capitolaș, să zicem, este deschis de o întrebare, chipurile unui jurnalist. Și la sfârșit, hai să vedem dacă dăm send la această carte autodistructivă. Știi? Cam așa era. De exemplu, el în carte recunoaște că, deși celebru, el se consideră mediocru, da? Personajul spune, este mediocru și eu mă mir, uite, nu vin ăștia la lansările mele, nu. Dar deși celebru, el a rămas agățat, cred că ăsta e termenul, din perioada sărăciei sale, scrie discursurile politice, pe ascuns le scrie, a unui foarte cunoscut politician, de acolo nu știu ce exemplu să-ți dau acum să fie, dar să zicem, un personaj de ăsta colorat, poate exagerez când aș zice Becali. Ok. Că zici Netanyahu. Nu. Ca să înțeleagă lumea. Da. Și el hai a rămas... să nu folosim cuvinte tari. Da. Ia Băsescu, okay, bine. Poftim. Băsescu. E ca și cum un scrit, ca și cum e o situație deschisă acolo în care tu, să zicem, îi scrie discursurile lui Băsescu sau îi le scrie lui Băsescu. Ok. Da. Știi? Dar nimeni nu știe, numai voi doi știți. Da. Și de aici se nasc o serie de probleme. Nevastă să-i spune la un moment dat, haide că știu că îi scrii lui ăla discursurile. Și ăla îi spune, asta e foarte, te ține cartea și zice, dacă vreodată îndrăznești să pleci, să nu mai scrii discursurile, că se pare că era foarte priceput, eu o să spun tuturor că mi le-ai scris. Și o să te nenorocesc. Frumos. E interesant. Generos. Generos și plătea bine. Da. Îl și plătea bine. Și a zis, dacă a existat o activitate constantă de scris în viața mea, atunci asta a fost. Discursurile lui, dacă n-am impresia, cred că chiar Birkin, cred că îl cheamă pe personajul ăsta politician. Da. Ok. Bună carte. Bună carte, dar... Este foarte bun. E foarte bun. Nu știu, cred că e a treia carte apărută la Humanitas Fiction. A treia sau a patra, dar a treia cu siguranță. A treia, sigur. Acum... Unde a vrut să ajungă, nu o să spun eu, pentru că cred că mai trebuie să procesez. Da. Pentru, când lumea se va uita la Nevo, că e carte și scrisă la persoana întâi, se va uita la Nevo și zice, aha. De-aștia mești. Adică nu e greu să faci disocierea. Atât, Eșcol Nevo. Ok. Ți-am pasat Miguel Ángel Asturias să-mi aduci înapoi. Asta, să știu, am un prieten care dă cărțile de tot. Da? A zis cărțile nu sunt putut să circule. Da, știu nu că sunt eu ăla. Eu mai am niște cărți de ale tale la tine, invers, mi le-ai adus. De ale tale de la ale mine. Mele la tine, da. Exact. Asta am vrut să spun. Aia parfumurile. Numai? Da? Da. Numai una. Aici. Am și una. N-ai cartea lui în memorie. Interviurile lui Dorin Tudoran cu Robert Sherman nu sunt la tine? Da, sunt la mine. Da. Că dacă te caut, mai ei. Sunt la mine. Raftul lui Radu. Dale, colecția Raftul și cărțile tale, dar le vrei înapoi? Da. Adică... Alea împrumutate? Da. S-o consideră de-aia împrumutate sunt împrumuturi. Da. Nu sunt semnate. Nu sunt semnate, nu. Da. Vezi, stai că mi-o făcea bine chestia asta, să semna pe cărți. Așa știam cu toții. Asta nu l-a ajutat uite, foarte mult. Să avem vacanță și promit că le citesc. Numai că dacă citesc după tine, nu mai apuc să citesc ce... Stai că... A, tu nu le-ai citit, tu doar le hârciogărești. Aștept, ele sunt puse pe o listă. Am aici, la birou lângă mine, am o listă de cărți care... Care ți-o mai împrumutat vreodată. Ei, da, de glumesc, ce să glumesc. Uite, de exemplu, acum trebuie să citesc tot de la tine. Da. Podul diavolului. Da, îmi pare rău. Asta e ce deci, vezi, mai așteaptă. Da, nu, asta să știi că o să te farmece. Sunt convins. Vorbe serios, este ceva captivant. Trebuie să-l termin pe ăsta de la Omnium pe Iceberg Slim. Știi? Cartea apărută la Omnium? Am citit-o. Da, ai citit-o?
Proxenetul? Da, cu proxenetul. Da, da, știu, am citit-o, am primit-o, îți spun și cine mi-a dat-o cadou. Nu, am primit-o cadou de la, cum îl cheamă, că nu-l cheamă, Savaidoc, cum îl cheamă, Horia Sârghi. Horia Sârghi, ai zis, nu? Da, 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 nu, dar are numele ăsta da. De da, dar n-ai vorbit despre ea. Da. N-am vorbit despre ea, dar am citit-o. Zaiafet. Zaiafet, ce Savaidoc, da. Auzi. Da, Zaiafet, da, de la el. Da, e ceva în carte. Da, știu. Traducerea este senzațională. Știu și asta, da, e lui Mihnea Gafița, mi se pare. Da, da. Da, el traduce și ultimul la Anthony Doerr, cel mai nou, de fapt, nu ultimul. Ai o carte, asta cu proxenetul e complicat. Știu, da, e complicată, e și un pic repetitivă. La un moment dat, pentru mine, cel puțin, a devenit un pic obositoare, dar nu pentru că sunt scârnăviș cu măscări. Nu sunt ce putea să facă crescut la școala de ursuline. Da, este. Da. E o carte interesantă, e o carte cu miză. Și țin minte că sunt câteva luni, cred că jumătate de an de când am primit-o de la Zaiafet și știu că am citit-o imediat. Lasă că da. Într-un drum cu trenul spre Constanța, știu și unde am avut lansare. Despre ea săptămâna viitoare. Ok. Da. Eu închei cu un om care mi-e tare drag și care sper să-și revină pentru că are niște probleme de sănătate, nu le are de azi de ieri, Horia Roman Patapievici, despre viață, destin și nostalgie. O carte apărută la Humanitas, apărută săptămâna trecută, acum 10 zile, ceva de genul, 2 săptămâni cel mult. O carte în 3 părți, Viața, Țara și Europa, în care ai mai multe tipuri de text scris de Patapievici, care, apropo, este, după mine, una dintre mințile cele mai luminate și luminoase din ultimele decenii. Acest un om de o structură intelectuală și morală, atenție, și morală, cum nu sunt mulți, este un om cu o cultură care te înspăimântă. La un moment dat, este un om care e exersat în arte, în muzică, în filozofie, în fizic, ok, că el e fizician, în știință, în general, în arta argumentării, în gândire, ce are niște raționamente de o limpezime și de o frumusețe și de o înrobire a gândului absolut seducătoare. Și o carte în care îți vorbește și despre curente politice sau ideologice, îți vorbește și despre contaminările dintre conservator și liberal, de exemplu, dar îți vorbește și despre viața lui, începuturile vieții lui în străinătate, cu niște burse în Germania și în Franța, impactul străinătății asupra cuiva care a trăit în comunism cu vreo 3 ani în plus față de mine, de pildă, povestește despre câteva figuri de extremă luminozitate și de extremă necesitate din viața publică, hai să zicem românească, deși nu toți au trăit în România. Ai cazul Monica Lovinescu, Virgilie Runca, sunt niște pagini splendide despre ei, sunt niște pagini splendide despre Neagu Giuvara, un text scris la moartea lui Giuvara în 2018, pagini despre Matei Călinescu, iarăși, memorabile, și pagini sufocant de frumoase și de dureroase despre familia Pilat, despre Dinu Pilat, despre Monica Pilat, pe care eu am avut o profesoară de poezie engleză în anul 3 de facultate, despre mulți oameni care au înnobilat România ultimelor decenii. Despre unii se citește destul de puțin, despre alții ceva mai mult. Unii au fost bârfiți, au fost împroșcați cu noroi. Monica Lovinescu și Virgilie Runca au avut parte de un tratament absolut barbar. Și înainte de 89 și după 89, înainte la săptămâna lui Barbu și Vadim Tudor, după, prin continuatorii acestor doi oameni. Dar e o carte splendidă, cu articole care nu sunt puse cronologic, există un registru tematic al celor 3 părți, articole scrise, unele în 92, altele în 2020, cel mai nou cred că e din 2020, a mai scris, a mai avut un volum în care și-a adunat articole, Aniurii, în care, sigur, unghiul și accentele erau puse un pic altfel, și mi-aduc aminte că de prima lui întâlnire la Paris cu Monica Lovinescu și Virgilie Runca, de
temperatura la care aștepta întâlnirea asta, de felul în care a fost primit, el era inhibat, știa că are de-a face cu două mari conștiințe și cu două instanțe critice și instanțe etice. Etice, na, ce cuvânt prețios și pretențios. Și când a sunat la ușă și i-au deschis cei doi, Monica Lovinescu i-a spus: bine, dar dumneata ești un copil. Deci asta a fost replica, pentru că el, într-adevăr, la 30 ceva de ani cât avea atunci, arăta ca un copil un pic mai mare. Și acum arată foarte tânăr. Da. Deci este o carte utilissimă pentru noi acum, din 2022. Vedem cum arată câteva modele, vedem și cum arată câțiva ticăloși, că există și așa ceva în cartea lui Horia, dar vedem în primul rând o demonstrație de erudiție, de claritate și de frumusețe a fiecărui cuvânt din fiecare frază. Asta este spuma firilor de astăzi. Data viitoare prezentăm și citim din noua carte a lui Radu. Da. Podul diavolului. Trebuia să o facem astăzi, dar recunoaștem că ne-am întins. Da, e adevărat. Da, ăsta e adevărul. Și hai că avem timp, am zis totuși să mergem la Melca astăzi. Poate nu vorbim despre mâncare, vedem în ce stadiu al podcastului o să fim, dar pentru că Radu a fost la Melc, la abația de la Melc, o să mergem și noi acolo. O secundă, răbdare. Bine ați revenit la Vorbitorincii Boarding Pass către Austria. Melk, foarte departe de Viena. 90 de kilometri, ceva de genul ăsta. Mașina, da, eu am fost cu trenul, abia din motive cunoscute, dar am fost de mult și amintirile sunt estompate. Știu însă că este o abație spectaculoasă, că ăsta este cuvântul, o abație construită, de fapt, hăt cu multe secole în urmă, refăcută prin secolele 17-18, o abație benedictină, mi se pare, și există un personaj dintr-un film, Adso din Melk. Personajul face parte din Numele trandafirului al lui Umberto Eco, este personajul jucat de Christian Slater. Filmul este, cred, de prin anii 80, cam așa ceva, sau 90, mă rog. Construcția este impunătoare și este o abație care supraveghează Dunărea. Sau așa, cu o cetate. Este un fel de cetate, sobră la ora asta, când o vezi, se poate vedea și de pe Dunăre, se poate urca din orășelul Melk, care este o splendoare el însuși, având 40 de case, ceva de genul ăsta. Nu e un oraș mare. Eu l-am prins într-o perioadă de ger, când nu era nimeni pe stradă. Și m-am putut plimba și m-am putut uita la fiecare casă. Sunt case care au un element comun ca înălțime, ca dimensiuni, deci nu e nimic discordant, nimic strident, dar care sunt foarte variate cromatic, de pildă. Și abația este deasupra lor și este o abație teribil de întinsă, cuprinzătoare, în care se găsește, și ăsta e punctul cheie, o bibliotecă de o splendoare, da, în fața căreia cuvintele nu prea mai au sens. Da? Deci este ceva cutremurător. Intri acolo într-un soi de templu al cărții și te uiți și nu-ți vine să crezi că pot exista asemenea lucruri, deși știi că există, că pe altele le-ai văzut. Există o bibliotecă foarte frumoasă la Praga, la mănăstirea Strahov. Există marea bibliotecă de la Trinity College din Dublin, prin care iarăși umbli năuc, deci îți pierzi mințile, mai ales dacă îți place cartea, te duci acolo și n-ai reacție prima dată. Melk, abația, e la 831 prima dată documentată oficial. Da, de mult. Și are, închipuiți-vă așa, că are o catedrală mare și spectaculoasă, da? Da. Și o curte interioară ca la palate. Da, exact, da. Da, adică cu pietriș în mijloc și cu și laturile curții, sigur, e mănăstire, ce administrație mai sunt, mai e acolo și această bibliotecă care are... Este o splendoare, da. Ceasloavele, să le spunem așa, bănuiesc că numai alea care se pot păstra în condiții de le putem vedea noi sunt la suprafață. Probabil că sunt unele care acolo sunt... Acolo e nevoie de anumită temperatură, e nevoie de anumită umiditate, ele nu pot sta oricum, ceea ce nu e valabil doar pentru Melk, ci și pentru alte asemenea cărți vechi, unele
incunabule, am văzut așa ceva și în Toscana, de pildă. Da. E, și tu spuneai că eu uitasem de povestea asta, spuneai că jos există o grădină de... Da, e un pic așa în laterale, o grădină așa. Făcută după toate cusururile... Cum cusururile? După tot tipicul austriac și parizian, mm-hmm, dacă vrei, cu labirinturi, dar și copaci cu copaci în general tei, mi s-a părut. Mm-hmm. Oameni care muncesc tot timpul acolo, alei cu pietriș și ca o mică grădină botanică, adică îți prezintă tot felul de elemente din toate zonele geografice, așa. E un loc extrem de vizitat. Eu am ajuns într-o perioadă, cred că în pandemie era mai puțină lume, dar în general sunt mii de autocare acolo care vin într-o parcare uriașă și oamenii stau la sute de metri de coadă ca să intre în zona respectivă. Am avut noroc. Bine, eu m-am dus în... Dacă ai prins o zi la jumătatea săptămânii, sigur e acum. Era o zi de iarnă geroasă, în orice caz, cred că prin 2008. Da, e... Nu era încă nebunie. Locul arată senzațional de bine. Plasat într-o industrie de turism spectaculoasă, adică e un magazin care are de toate și preoții de acolo produc de toate, începând de la lavandă, băuturi și gemuri. Acolo e, am înțeles, valabil pentru mai multe locuri. Am văzut Certosa di Pavia, de exemplu, unde iarăși sunt tot felul de produse, toate. Ciocolată făcută de măicuțe. Da, au ciocolată. Tot felul, și cu emblema de acolo și farfurii. Dar știi ce se întâmplă acolo? Valea Dunării, că eu am mers cu mașina și am avut parte de un ghid local, să zic așa, un amic care trăiește acolo, mi-a explicat. Aia este o zonă renumită pentru caise. Nu se fac caise. Dar nu vă să zic, sunt kilometri întregi de caiș. Stânga și pe dreapta și din loc în loc oameni care vând și destul de multe cozi, adică țin minte că la un moment dat chiar am dorit să luăm niște caise și a trebuit să stăm la o coadă destul de mare acolo, după care se face o băutură cu specific local, nu ahături dacă e lichior de caise sau caisată, dar cred că e un lichior de caise, așa, gemuri cât cuprins cu ochii și înghețată de caise. Pe tot parcursul ăsta sunt mici orășele precum Melk. Melk nu e cel mai renumit pentru turist și Cazare, mai este unul după el, la câteva 20-30 de kilometri. Un oraș din ăsta care zici că e o replică a unor orașelor italiene. Străduțe înguste, piatră, case. Mai știi cum îi zice? Nu-mi pare rău acum pe loc, nu știu să zic. Știu că undeva, mă rog, mai încolo de Melk, mi se pare, dacă nu mă înșel eu, este St. Pölten, acela e și stațiune de schi, mi se pare. Nu mi s-a părut. Era pe malul Dunării, restaurante și case. Și fii atent, ce le-a trecut prin cap, toată zona este unită prin, probabil, cea mai lungă pistă de biciclete din prin Europa. Adică zeci de kilometri în care poți să faci ciclism. Nu e așa. Da, Germania e toată așa. Da. Și exact pe modelul ăsta oamenii merg acolo și petrec zile, merg cu bicicletele între satele astea, care sunt construite, cum să zic, sunt făcute, domnule, pentru turiști. Adică să vreun dubiu. Ele din astea, trebuie să mă uit acum să văd dacă reușesc să spun care e satul respectiv, dar din păcate pe de rost nu mai știu. Știu că e înapoi spre Viena și foarte multă lume merge să vadă. Da. Foarte pitoresc, restaurante foarte bune și un pic mai mult de scumpete, adică nu e așa oricum. Când iei ceva, simți că iei ceva. Iar dacă te așezi la masă la restaurant, te întreb de două ori dacă trebuie să faci chestia asta. Trăiești și la multe restaurante din București. Că... În ultima vreme, am văzut cam și așa. Dar oricum, Melk e de vizitat neapărat, preferabil primăvară-vară ca să te bucuri de o zi mai lungă. Da, da. Preferabil să te duci la prima oră ca să scapi de cârdurile de turiști, prima oră fiind, nu știu, 9:30, cam așa ceva. Cred că la 9 începe să deschide, dar la cum arată în mod obișnuit, că m-am uitat la parcarea aia, e foarte greu. Și în primul rând, acolo există turismul ăsta de grup imens dezvoltat. Știu. Vei vedea autocare cu zecile. Asta îmi place mie în Périgord, în sud-vestul Franței. Atunci când am fost eu acum 5 ani jumate, nu existau asemenea
obiceiuri. S-ar putea să fie apărut între timp, acum e adevărat. În turism e democrație în momentul ăsta. Da. Și... Dar oricum, loc decisiv pentru creștinismul monastic din Europa, Melkneș. Trebuie văzut. E un loc splendid, pe lângă orășel, pe lângă peisaj, pe lângă amploarea, maestuozitatea lentă a Dunării, abația benedictină este ceva nemaipomenit și, repet, de acolo, cred că trecând pe acolo, Eco a făcut rost de un personaj, de Hudson din Melk, dar care era un fel de învățăcel al lui Guglielmo, cel jucat de Sean Connery în Numele Trandafirului. Ce să facem noi la final? Trebuie să vorbim despre fotbal, nu? Ce? Da. N-avem încotro. Fotbal și fotbalanuc. Finalul vorbitorincilor în această seară. Recunoaștem că am fi vrut să vorbim despre clătite, dar viața ne împinge să vorbim despre fotbal. Hai să lăsăm clătitele deoparte. Oricum, ai mâncat clătită cu Nutella și banane. Admirabil. Da, admirabil, da. Cine a inventat lucrul ăsta, a știu ce face. Da. N-a zice. La fotbal. Să trecem... N-avem mult de vorbit, putem să vorbim despre două grupe atât, că în rest s-a împărțit absolut eficient să fie bine să la toată. Să se cam știe. Să se cam știe și sunt doar două grupe care ridică un semn de întrebare aici. Le numesc grupa așa. Grupa Portugaliei și grupa Braziliei. Pentru cine nu știe, duminică, după ce vedeți acest podcast, începe Cupa Mondială de Fotbal. Noi vom vedea deschiderea împreună. Împreună, da. Mergem la prietenii din Iorga 13, așa îi zice. Așa îi zice, da. Da, Iorga 13, da, să vedem acolo meciul. Meciul, mă rog, mare meci. Deschiderea, da, hai să spunem că e... Qatar-Ecuador. Deși într-un astfel de meci nu știi niciodată ce o să... Asta parcă nu e... Uite, de exemplu, în Belgia-Canada știi, adică și în Croația-Canada nu cred că ai vreun semn de îndoială. De undeva trebuie să sară iepurile surprizei. Bine, hai să vedem aici. Am zis că ne analizăm grupele G și H, nu? Da, dar mai ales că pică împreună de se împerechează A cu B în optimi. Da. C cu D și așa mai departe. Grupa G, Brazilia, Serbia, Elveția, Camerun. Mie mi se pare cea mai spectaculoasă grupă. Da, de departe. Nici cealaltă, următoarea, nu era Portugalia, Ghana, Uruguay, Corea de Sud? Nu. Da, pentru că e mai tare asta. Brazilia, Serbia, care vor și juca în primul meci. Da. Va fi ele au mai jucat. A fost Brazilia, Croația... Mi se pare în 2018, a fost un 3-1 pentru Brazilia. Și Brazilia, Serbia, dacă a fost și o decizie pentru Brazilia, mi se pare, nu mai știu. E o grupă interesantă și e făcută interesantă de prezența Elveției, care e o nucă tare în general și care a demonstrat lucrul ăsta anul trecut la București, dacă ții minte, a bătut Franța cu 3-2. Franța aceea pe care toată lumea o vedea campioană. A jucat în 2018, să știi, a bătut Brazilia cu 2-0. A jucat și cu Serbia, în calificări? Sau amical? În grupa E. În grupa E? Da. De ce ține mi minte Croația? O fi jucat și cu Croația după aia. Putea să fie cu amândouă. Da, păi nu în grupă. Da. Pe parcurs. Nu mai știu. Brazilia are niște... de conturi de făcut și are niște revanșe de luat pentru că a avut în 2014 Cupa Mondială la ea și a încasat un 7-1 de la Germania în semifinală. Semifinală. Da. Are un 2018 ratat pentru că a pierdut cu Belgia, parcă, și unul din meciurile foarte frumoase ale Cupei Mondiale din Rusia. Și acum are argumente. Nu că sunt 20 de ani de la 2002, ci are argumentele jucătorilor convocați, printre care mari vedete de la mari cluburi. Da? Toți sunt cam vedete. Toți, adică nici n-au încăput toți pe listă. 8 atacanți, plecat fără Firmino, ce fel de național ești? Da, asta spun, care... fără Firmino, dar uite-te cine e acolo în locul lor. În locul lui sunt cam Vinicius, toți. Vinicius, Neymar, Rodrigo. Rafinha. Gabriel, Pedro, Martinelli, Gabriel Jesus, adică sunt o grămadă. Sunt o grămadă. Mijloc, oameni la mijloc, mai luat. Cazemiro, Fabinho, cum să nu? Sunt tot felul. E o echipă, sigur o echipă și cu câțiva seniori, cu Dani Alves, de pildă, Thiago. Și cu Thiago
da, cu Thiago Silva, dar o echipă tare de tot, cu doi portari buni. Când am mai avut Brazilia? Doi portari buni. Da, Ederson, nu știu, Ederson și Alisson. Ederson, da. 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 Deci o echipă foarte bună. Pare favorită, pare. Mie mi se pare favorită Brazilia. A mai fost, e adevărat. Mai e o echipă care e într-o mega formă și care a bătut pe Brazilia în ultimele 5 întâlniri, se numește Argentina. Argentina, știu. Revine iarăși cu tot ce poate fi mai bun și mai frumos. Da, eu nu știu dacă au avut antrenor la nivelul echipei, că nu prea au avut în ultimii ani. Cred că n-au nici acum. Da. Sigur că sunt jucători, adică te uiți mai ales în atac, pentru că genul ăsta de echipe se recomandă mai ales de la mijloc în sus. Și ai și acolo un afiș foarte interesant. Și în afară de grupele astea, cum ai spus și tu, restul sunt trase în așa fel încât să se cam știe. Pot apărea surprize, bom, n-am vorbit despre Camerunul din grupa Braziliei, care pare sacrificat, pentru că nu mi se pare la nivelul de altă dată. Camerunul a bătut în toate ultimele întâlniri jucate și cred că are un golavraj de 14-0. M-am uitat eu pe câteva statistici. Nu e echipă de lepădat, iar că nu mai are vedetele din trecut. Și cred că Rigobert Song e selecționer, aici. Da. Da, și mă uitam aici că voiam să zic de echipa Argentinei. Adică dacă ei... Sigur. Sunt acolo jucători, cu brazilienii. Da, bineînțeles. Da, așa, mi se pare că sunt mai mulți brazilienii de data asta, ăia de afiș, într-adevăr, că aici ai pe Di Maria, pe Messi, pe Alvarez, pe Lautaro. Dybala, exact. Corea, cu Ian Alvarez. Da. Ai destui. Ai destui. Revenind la grupa asta din care probabil că Brazilia iese sigur, nu? Da, Brazilia, dar trebuie să ia, să se califice. Serbia ăsta l-are în față pe Mitrovic și... Băi, și Serbia au jucători. Au jucători, da, dar ei sunt imprevizibili. Cum poate să-ți facă... Nu știi niciodată Mitrovic cu Vlahovic și cu Tadic pot oricând să creze. Da, știu, că stai, că Milinkovic, Savic, e Lukic, sunt tot felul de Mitrovic jucători. Mitrovic a dat 50 de goluri la națională. Da. Mai repede decât au dat Messi și Cristiano Ronaldo. Da. Ei, da, joacă e echipă la Fulham, cu potențial. Da. E o echipă cu potențial. Lasă că Milinkovic-Savic joacă la Lazio. Da. Lukic joacă tot în Italia. Tadic e mohicanul de la Ajax, da? Cel rămas. Și așa mai departe. Sunt jucători. Și aici și mai e sunt. Nu știu, cred că mai e și Matic, nu? Mi se pare că e și el selecționat pe acolo. Matic. L-a luat Mourinho cu el la Roma. Da. Și ai Elveția, care e o echipă stranie și pe care n-ai voie să o excluzi din calcule. Pentru că ți-a servit surpriza cu Franța. Păi da, dar e o echipă cu un portar foarte bun, dacă mai fi tot el Zomer, dar bănuiesc că el o să apere. Și nu știm, și cu jucători, da. Nu știm dacă mai joacă Ceaca, că na. Ceaca a ieșit accidentat acum, la ultimul meci. Și sunt jucători, apropo de ce spui tu, sunt mulți jucători care ratează Cupa Mondială, Royce și atâția și atâția. Royce mi-a venit acum, dar sunt mulți. Jota la portughezi. Ceea ce vorbește și despre alegerea acestei perioade a anului, pentru că unul dintre marile scandaluri a fost ăsta. Asta e o cupă mondială de scandal. De scandal de dinainte să înceapă meciurile. Este o cupă mondială coruptă, coruptă exact, da, deci cu șpăgi, cu plicuri enorme, cu un Blatter care acum este boreal și spune nu știu nimic, dar el era tartorul când s-a acordat dreptul de organizare Qatarului, cu această întrerupere abruptă a tuturor campionatelor importante din Europa. Da? Dar la noi se joacă? Nu, la noi nu se joacă, nu. Tot fotbalul e întrerupt. E întrerupt, da. Dar bun, ok, la noi, hai să spui că noi în economia fotbalistică a lumii nu însemnă mare lucru, dar Anglia, Italia, Spania, Franța, Portugalia, Olanda, Germania, înseamnă. Da? Ori toate astea paralizează timp de aproape o lună, cu o finală care se joacă de ziua națională a Qatarului, ce să vezi, cu o țară unde distanța maximă dintre stadioane e de 50 de kilometri. E o țară mică, o țară în care s-au făcut stadioane sau s-au refăcut stadioane și care au murit, catarezii spun 30 de oameni, alții spun spre 5-6 mii. O țară cu abuzuri
legate de drepturile omului în ceea ce aduce mai degrabă a sclavie decât a contract de muncă, da, cu pașapoarte reținute ale unora dintre muncitorii care mergeau vezi acolo. Că ai proteste ale unor naționale importante care merg fără familie. Da, da, jucătorii merg fără familie acolo, în general naționalele nordice. În Germania se constată un dezinteres pe care nu l-ai fi anticipat. Și aici, dar am să-ți explic că vezi că nu este împinsă pe nicăieri. De ce? Pentru că mașina de marketing funcționează cu sincope. Marile companii care bagă bani în chestiunea asta stau și ele și se întreabă ce promovăm aici? Pentru că deja în lumea europeană occidentală e o societate reactivă care vine și îți spune... Promovăm corupție. Exact. Și drepturile omului și abuzuri și chiar acum nici catarezii nu sunt vreo ușa de biserică, nu se potolesc. Nu, ei chiar au început treaba acum, înainte de campionat, au mai pus niște paie pe foc și au zis că nici ei nu se pot abține să tacă și mulți jucători... Naționala Angliei a avut un training, cum ar fi, o pregătire, au fost chemați jucătorii și li s-a spus, stimați cetățeni, uitați în ce țară mergem, nu se compară deloc cu ce știm noi, drepturile omului. Au ieșit șocați din întâlnirea respectivă pentru că li s-a descris situația politică, socială și modul în care oamenii de acolo gândesc. Henderson a avut dreptul să vorbească în calitate de capitan și a zis, eu așa ceva, s-a dus direct la presă și a zis, eu așa ceva n-am putut să-mi imaginez. Da, cred. Și zice, acum suntem pregătiți, am înțeles niște lucruri, dar aș vrea ca familiile noastre să nu vină, să nu... Iar fanii care o să vină să bea cu măsură, că suntem în regim șaria. Acolo am înțeles că ar exista o toleranță cu condiția să nu se încalce anumite limite. Ucraina a cerut suspendarea Iranului sau descalificarea, scoaterea din competiția Iranului pentru că dronele folosite de ruși ca să atace Ucraina sunt drone fabricate în Iran. Și picanteria maximă, după părerea mea, este declarația lui Gianni Infantino, care ar trebui să-i se spună Infantilo, și care a spus, pe durata Cupei Mondiale, hai faceți un armisticiu, Rusia-Ucraina. Da? Hai nu vă mai bateți, uitați-vă la meciuri. Deci, e o probă de cinism sau de tâmpenie, pe care mi-e greu să o calific altfel. Nu se exclude, pot fi amândouă. Dar să vii și să spui, știți, acum hai nu vă mai bateți. Aproape o lună. A după aia puteți să vă chilăriți mai departe, nu e nicio problemă, dar tăceți acum cât avem noi competiția asta. Cealaltă grupă pe care vrem să o privim un pic așa, e formată din Portugalia, Ghana, Uruguay și Coreea de Sud. Portugalia, unde obligatoriu Cristiano Ronaldo va trebui să joace și nu știu dacă antrenorul lor va fi cel mai fericit om din lume. E antrenorul lor, oricum nu pare un tip fericit. Da. Nici în culmea extazului nu pare altfel decât posac. Ce zici de interviul lui Cristiano? E interviul cuiva care e limpede că și-a retras ambasada de la Manchester și care probabil că nu o să mai joace după aia. Nu ți se pare că îmbătrânește fără grație? Sau? Ba da, pentru că el este în continuare îndrăjit să bată toate recordurile. Or, Manchester nu i-a oferit povestea asta. Manchester nu i-a oferit Liga Campionilor, în primul rând, ceea ce a fost un mare pas strâmb. Au izbucnit niște resentimente care cloceau în Cristiano Ronaldo. Ăsta va fi probabil, îmi place să cred, ultima cupă mondială la care participă și el și Messi, pentru că altfel să-ți închipui că vei fi și în America, Mexic și Canada în 2026, e aventuros, ca să nu zic altfel. Se încheie o epocă în felul ăsta, se încheie epoca Messi-Ronaldo și e de văzut de cine va fi însoțit Mbappé pentru următoarea perioadă de vedete în tandem. E o despărțire urâtă, e o despărțire care nu prea miroase bine. Eu cred că se vor despărți, sigur, așa ar fi logic. Nu vorbesc de relația lui cu Manchester United, eu zic așa, că fiecare dintre noi trece printr-un moment fast și un apogeu al carierei, după care lucrurile încep să coboare. Eu știu că el are o mentalitate de învingător. Da, el refuză realitatea. Cred că asta, realitatea fizică. El este un tip pregătit fizic, dar antrenorii și datele la care mă uit eu spun în felul următor că nu poate să susțină tipul de joc modern pe care îl cere o competiție de tip Premier League. Acolo unde marile echipe fac pressing sufocant începând de la 16 metri, stau tot timpul acolo.
Nu știu dacă Portugalia avea de gând sau putea să facă așa ceva, dar cu siguranță va trebui să-și învârtă jocul în jurul lui. Iar una dintre întrebări, mă uitam în The Athletic, care, din punctul meu de vedere, e cea mai importantă publicație de sport din lumea asta, oamenii de acolo zic așa, ce poate să ofere Ronaldo în plus, în afară de marcarea golurilor, că marchează goluri, și lovituri libere? Da, din ce în ce mai puțin. Din ce în ce mai puțin, zice, oferă faza de mijloc, de apărare, oferă toate fazele jocului care se cer de la un jucător. Nu, dar din moment ce l-ai convocat, nu poți să-l ții rezervă, pentru că iese o cauză națională și iese, dacă lucrurile merg prost pentru Santos, toată lumea va sări în cap. Deci este capitanul echipei, da? Da. Oricum, Portugalia rămâne o forță importantă. Are jucători mulți. Are jucători mulți. Are de unde, da. În grupă, fiind prezent și Uruguay. Uruguay, care are și o formație interesantă. Ultima suflare, să știi că aici e o generație întreagă. Băi, nu știu Soares. Ultima. A, Soares, ok, da. Nu, dar aici e generația lor de aur. Soares, Godin, Caceres. Da, da. Ok, da. Și Forlan nu cred că mai joacă, sper. Nu. Dar știu, 34-36. Da, e adevărat. Dar vine mijlocul din urmă, vine mijlocul cu Vecino, care apropo e la Lazio, și vine mijlocul cu Valverde, cu Bentancur. E o linie de mijloc foarte bună. Da. Da? Și mai sunt jucători de Uruguay întotdeauna. Este fabulos. Cine? Fabulos e Uruguay. Da, poate da, da, tot timpul, țară mică, asta spun, da, o țară cât două județe de la noi, trei județe, nu care produce, și, da, produce jucători întotdeauna. Da, e o echipă care sigur iese din grupul Uruguay. Mie mi-a plăcut Forlan la nebunie cât a jucat, da, și figura aia renascentistă, așa, turbulentă, o combinație de pictor din Renaștere și de François Villon, după un chef, așa arăta. Da. Ghana e echipa în cădere. Ghana și Uruguay s-au mai întâlnit în episoade contundente, cu Hensul lui Luis Suarez, da, în 2010, da, pe linia porții, dat afară, penalti ratat, se ajunge la 11 metri, câștigă Uruguay, da, unde Suarez este erou național, pentru că asta e situația. Nu mai ții minte câte etape de suspendare ar fi dat, că pentru așa ceva, nu trebuie să iei mai mult de una. Iei mai mult dacă muști, bănuiesc. A făcut câte ceva la fiecare cupă mondială. Are suspenderi, nu? Și pe mușcătură. Deci 2010 l-au dat afară pentru că a făcut hands pe linia porții. Da. 2014 că l-a mușcat pe... A mușcat mai mulți. Stai că l-a mușcat și pe Chiellini, mi se pare, odată, nu? Și pe un englez, parcă pe Evra. Și aia s-a luat de Evra. L-au trimis Evra... Nu, pe Evra l-a mușcat în Anglia. În Anglia, la cupa mondială, la... Pe Chiellini l-a mușcat. Chiellini, la știu, știu, știu. Și în 2014 l-au trimis acasă. Dar cât curaj să-i... Vreau cum arată Chiellini. Cum să te-a, da, cum să te-a pus să-l muști pe Chiellini? Dai seama cum e ăsta la... Da, 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 da. Deci cam ce e... Da. Da. Ce beculețe, da. Există o fotografie cu... cu tatuajul. Nu cu tatuajul, cu Suarez. Cu Suarez, că, ducându-și copilul în brațe, aia, copilul lui de 6 luni, 6-7 luni. A, și copilul ce face? Mușcă, da. Mușcă din, mușcă din numărul, păi, lui. Ce și, naște din pisică. Exact, și se zice, bă, noi aici nu e nevoie de test de paternitate. Și Coreea de Sud, condusă de Paulo Bento. De văzut. Coreea de Sud n-a jucat niciodată rău, rău. N-au făcut puncte, dar ca joc e o echipă care îți poate servi surprize. Are un de tămare de toți. Da, bun. Care nu știu, joacă? E o problemă mare acolo. E, e o problemă mare că acolo. Că dacă nu joacă Son, s-a terminat. Îi trebuie o mască facială și nici așa nu este foarte sigur că e lucru cel mai indicat, pentru că el are o fractură de pomete, da? Da, bun, da, se poate juca cu mască, dar asta presupune multe alte... Da, presupune precauții în timpul jocului. Ceea ce nu poți să ți le ai. La, nu, și sudcoreenii asiatici, în general, nu par niște oameni precauți. Da, dar fel o echipă tehnică, compactă, care are un antrenor care știe jocul occidental, deci... Da, e o grupă interesantă, da. Astea două sunt grupele cele mai interesante, pentru că dincolo, bon, e de presupus că Spania și Germania se vor califica. Anglia, să vedem Anglia pe cine o să ia cu ea, probabil Țara Galilor. Așa gândim noi. Așa zicem noi, nu știm. Statele Unite totuși are o grămadă de fotbaliști care joacă în Europa. Adică, bun, da, Țara Galilor... Al de Reina, bine, da. Par mai bine plasați galezii la ora mai bine asta. Plasați, da, da, da. Și nu uita că preferatul tău a câștigat titlul în America. E incredibil, nu? Da. Știi că am citit ceva care Gareth Bale are mai multe titluri decât mulți alți sportivi.
Da, o chestiune de genul ăsta. I-a păcălit bine, da. Franța e în grupă cu Australia, Danemarca și Tunisia, nu avem vorbe aici. Spania, Costa Rica, Germania și Japonia. Belgia, Canada, Maroc, Croația. Asta e o grupă echilibrată. Oricum e, dar are două favorite, clar. Croația? Și Belgia, nu? Ea joacă Modric până la ultima... Da. Păi da, au jucători totuși. Stai că nu-i numai Modric, au destui. Cam asta e grupa, cam asta e podcastul, dar vorbirea la mâncinele, adică da, nu ne-am am făcut îngrijorările. Da, n-am făcut îngrijorări sănătoase, n-am vorbit despre clătite, dar oricum sperăm că v-a plăcut. Clătita este o îngrijorare în sine. Ce ai zis, clătit arhetipal, ai zis că postești, o lăsăm pe data viitoare? O lăsăm, da, dacă am vorbit atât de mult, o lăsăm pe data viitoare. O lăsăm pe data viitoare. Aceștia au fost vorbitorincii de astăzi. Episodul 46, să spunem. Da, 46, Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea. Por la treabă. Vorbitorincii. Un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.